lăsa niște cocaină pe masă, niște marihuana, niște femei în pula goală. Să fie, dacă... să fie totul cum trebuie. Ciondănele, știi, și și-au tot prost baunii, băgau boabe niște tovarăși de-ai mei și m-au dat afară la petrecere că nu băgam pentru că beam și le stricam filmul. Salut, sunt Vlad Bilz, vă uitați la Hail Live. Salutare dragilor și bine ați venit la un nou episod de High Life Podcast. L-avem astăzi invitat pe Ghiduș, unde o să vorbim despre piața de YouTube și pocănele și Aikido și multe, multe alte subiecte magnifice. Și înainte să dăm drumul la acest podcast, vreau să mulțumesc la partenerii noștri de la Planet Fortenti pentru vape-urile astea de fumat și pentru accesoriile de fumat. Dacă vreți și voi să vă cumpărați, puteți să intrați pe site la planet420.ro. Aveți și codul de reducere HIGHLIFE420 pentru reduceri de 20%. Gata, dragilor, dăm drumul la podcast. Dăm începutul. Salutare, dragilor, bine ați venit la un nou episod de High Life Podcast. Îl avem astăzi invitat pe Ghiduș. Cum să te descriu, Ghidușle? Creator de conținut, YouTuber, om de afaceri, vlogger, unul din primii vloggeri, cum ai vrea? Ai din punctul meu de vedere să mă descrii cum dorești tu. L-am avut invitat și pe Ionuț Bodonea la episodul trecut. Am început așa o serie cu vlogger, să vedem cum era domnule YouTube înainte și cum e YouTube acum, cum era aia cu... Pe vremea mea n-aveam cameră web pe Mirc. Știi? Ionuț, care este chiar un pionier, pot să zic, în industria asta, mă rog, el cu Șurubel și cu Vali, care au făcut, zice, lucruri care au fost, sincer, niște lucruri foarte tari, după care eu m-am inspirat și cumva, cred că au ajutat ca eu să mă apuc să fac YouTube. Pe bune, pentru că erau ei, era Mikey, Tequila mai era înaintea mea. Da. Ia. Și că câțiva. Deci te uitai la piața din România, nu te uitai la ce fac aia cu prank-uri în state, cu Vitali, cu cine era la modă acum. Vitali Zidi. Da. Ba da, păi da. Acolo mi-am găsit, să zic, vocația, pe ce parte vreau să mă duc în YouTube, știi, pe farse. Dar urmăream conținut din România, pentru că atunci să urmăresc din afară, nu prea eram bine cu engleza, eram un pic certat cu ea, știi, pe vremea aia, nu prea înțelegeam. Și așa la farse ce trebuia să vezi? Că ăla ai pune lui aia piedică și era simplu, știi? Așa nu puteam să urmăresc ceva super quality. Adică nu înțelegeam ce vorbesc că ea. Acum cât timp? 10 ani? Acum 10 ani eram deja... Erai tank, 15 ani. Acum 10 ani... La grădiniță, erai cetat cu engleza la grădiniță, nu? Nu, pe am făcut spaniolă la școală și am și învățat în Spania 2 ani de zile, știi? Okay. Eu am făcut spaniolă. Am înțeles. De asta și... Dorința mea de a mă muta în Barcelona, pentru că mă văd acolo, o viață. Am învățat și eu spaniolă pe Bumble, relaciona buerta, relație deschisă. Mi-e sposa! Relaciona buerta, nu prea vrea să fie sposa. Cum a zis mă asta? Îi zicea, spune-mi, ești frumoasă în spaniolă. E guapa, que guapa, niña. Tu e muy hermosa, me gusta man. Que pasa bonita. Mi madre este embarazada conmigo. ¿Dónde está la cocaína? Me gusta la mujer, si los drogas. Las como son vecinos en Barcelona, como son vecinos en español, que decât să ceri o bere, cum zice la bere în spaniolă? Nu știu. Trebuie să știi, cerveza. Să nu zici servieta, că servieta e șervețel. Să zic cerveza, cerveza, serviția mea o bere, una berea. Nu, por favor, dă-mi una cerveza, pequeña, o grande. Și cu plăcere? Păi nu zice cu plăcere. Zice de nada. Pentru nimic. Nu e ca la germană. Danke schön și bitte schön. Mulțumesc pentru da, puțin. Da, s-a cum în engleză. Thank you and... You're welcome. No. Stai, că m-am pierdut. You're welcome. Nu. E thank you and... for nothing, mă. N-am auzit pe nimeni. L-ai tradus tu acum. Exact. Azi e chestia că... Dacă nu știi engleză, știi, așa îți vine să spui. Și s-a dorit din română, știi? Da. Pentru nimic. For nothing. Sin dinero. For pleasure. Sin dinero no hay putas. Gata, ce vei?
O să fie de zici că suntem drogați, efectiv. Și noi n-am avut nimica. Magia YouTube-ului, nici nu trebuie să fie, să faci ca la stand-up la 12 noaptea, show încep la 12 ziua, începi în forță, te distrezi maxim. Show la 12 ziua? Nu, zic, la stand-up aveai show de-astea la 10 noaptea, la 8 seara, la trebuia să stai până târziu, știi, aici la YouTube poți să filmezi la 12 ziua, ești perfect ok și nici n-ai anxietatea aia ca la show-uri de stand-up să fie 500 de oameni în public, bă, hai să beau 3 shot-uri de Jäger să mă duc în mulțime să vorbesc cu publicul. A, dar poți să bei 3 shot-uri de Jäger și ca să pleci de acasă, pentru că dacă ai anxietate socială, o ai și în fața la 3 oameni și în fața la 500 și în fața la 1000. Aceeași anxietate socială poți să o ai, știi? Dacă ai depresie și nu te ridici din pat, bă, ce rost are să mă trezesc din pat dimineață ca să mă fac praf de la băutură și te ridici din pat cu plăcere. O nouă zi în copeție. Serios. Și ăla să fie motivul tău, gen... Nu știu, dacă îți plac cluburile sau ceva, bă, de ce mă ridica din pat ca să fac? Nu, niciodată n-am avut asta cu cluburile, cu băutura, cu distracția, deci mie nu mi-a plăcut niciodată. Nu, decât luni, miercuri, joi și vineri. Marți, sâmbătă, joi și duminica. Merge. Da, mai multe zile la rând de clubbing. M-am distrat ca mult în tinerețea asta. Și acum pot zic că resim toată distracția asta, pentru că dacă beau o seară ca lumea, mama, a doua zi, bă, zici că n-am Cuba cu trenul. Deci m-am dus la gara de nord și am făcut așa cu fața de el. Mă doare capul, stau cu un ochi semi-închis. Nu vorbesc cu oameni, sunt răutăcios. Și nu vine nici să beau apă, că dacă beau apă, mi se face rău. Știi? Oprești intake-ul de alcool, ești intri în sevraj. Da, mi se fac... Nu, pe bune, a doua zi trebuie să... Deci asta e chestia, că dacă bei o noapte ca lumea, a doua zi dacă nu bei două beri, nu-ți revii. Ai pățit-o? Zi. Să zicem că nu ești în București și că ești la munte. Și stai 4 zile cu băieții la munte. Și cu fetele. Dar fetele întotdeauna la munte sunt separate, nu? Nu știu, dorm cu prietena în cameră, nu? Da, mă, da, dormi... Doar de la 7 dimineața la 10, când se doarme la munte, sau cum e acum. Nu știu, pe vremea mea când plecam la munte, mă vedeam cu nevastă mea când ajungeam acolo, ne mai vedeam când mâncam și când dormeam. Da, și după aia stai cu lupii tăi și stau și fetele, da, corect. Și fetele, zicutele, miau, care fetele, ele nu beau, domnule, știi, numai aperol cu tare, după care... Vin în haita lupilor! Și se îmbată cel mai tare și tu după aia ai grijă de ea, e rău, stai să iau mopul să curăț voma. Și nu că nu consum alcool, de ce sunt tu ea? 6 beri mai târziu. 2 ore mai târziu, nu 6, 2 ore mai târziu. Le vezi, băi, avem joi tequila pe aici, băi! Și țipă! Eu le măsor în beri, că în 2 ori poți să bei 2 beri sau 6 beri și zic 6 beri mai târziu, 2 jointuri. Un pahar de whisky. Cât a trecut de când 2 jointuri? Da. La mine dimineața mă simțeam rău după party, după a doua zi și fumam cui ca să mai treacă, să nu mai pese așa mult, nu eram așa cu alcoolul. Dar bine, mergeam și la petreceri de tehnoase, băgam boabe, linii acolo și atunci aia era cu... Ai fost periculos, da. Ai fost ăla de ziceam, acolo nu mergem niciodată. Pe tehnoasa moară musa, deci eu jur, bine, nici n-am vreodată mintea mea sau boabe. Dar n-am... Bine, cred că dacă băgam, poate înțelegeam muzica aia. Dar așa pe viu... N-are un sens. Sincer. Ce te puțin și mi-explică și mie. Ce simți? Că-ți bate în corp, că-ți mișcă umerii pe tobe. Care-i, care-i treaba? Te duci cu mintea în filmul tău propriu și gândești tu lucrurile. În timp ce dacă îți servește cineva o piesă cu versuri, tu te duci pe versurile lui ăla. Am mâncat o lună numai cartofi prăjiți, cum spunea nimeni. Am mâncat o lună? Nu. De prea mulți ani câștig respect și mă culc sărac, cum avea nimeni altul într-o piesă. Când spăl farfurii și mă prefac ca fi viniluri și zici, mamă ce, bie poate instrumentalul de la nimeni altul îmi dădea cu totul alt film, să mă duc pe cu totul altceva decât ce scria el versul, știi? Și de-aia am ajuns să ascult instrumentale sau tehnoase. Că te duci cu mintea în filmul tău. Nu-i timpul pentru niciodată, știi, oameni care s-au apucat de consumat la vârste înaintate. Și de țigări, oameni care fumează la 40 de ani, s-au apucat la 40 de ani de țigări, ce să mai vorbim? Păi de fumat, eu cu ăsta în mână, știi, care asta bine, asta e un obicei care mi-a rămas după narghilea. Eu am fumat narghilea
cred că vreo 10 ani zilnic, știi? Dar țigări am fumat doar când jucam la teatru. Eram obligat, să zic. Trebuia să-mi aprind o țigară să trag două fumuri din ea, știi? Pentru că jucam jupându-mi mitrache dintr-o noapte furtunoasă. Da. Și am acolo, ia că niște papuci, niște scârța-scârța pe hârtie, îi știm noi, mănâncă pe datorie, bea pe veresie, e, și dragul meu pe sfără cu pișii chiar licuri. Și atunci, bum, prindea țigară. Era din joc, știi? Dar primul an când mi-am prins-o la repetiții, m-am bunecat jumătate oră, m-am vineți la față. Pentru că eu am fost dependent, și trebuie să recunosc asta, de Ventolin. Am fost astmatic. Și băgai și când nu-ți te bea. Băgam Ventolin pentru că nu puteam să respir, frate. Știi? Da. Două pufuri. Și se deschidă efectiv plămânii. Și de asta n-am fost niciodată apropiat de chestia asta de fumat. Știi? Niciodată. Și la teatru când mi-a ieșit la bap pentru o țigare, zice, îi dă-mi o țigare, hai. Știu. Și eu manualizam lumea cum face. O ia, o pune așa între degete. Și o trage în piept. M-am făcut așa. Am văzut negru. Da. Și am început să tușesc. Da, grav, rău de tot, știi? Și cam asta a fost experiența cu țigări. Când ai început impersonarea asta cu colnul mitrache, m-am gândit la discursul meu de la call center cu bună ziua, vă sunt din partea Vodafone România, vin cu vești bune pentru dumneavoastră, avem oferte de Crăciun și de Revelion, nou și Xiaomi 9AT, 16 țigări de memorie și vindem la abonament de 9 euro și dădeam toată bucata deodată, nu lăsam să termine. Bă, stați să vă dau bucata asta și nu mai am vorbit. Am o poveste foarte tare cu profesorul meu de actorie, că tot eram aici, da. Tot cu Vodafone, ori nu știu la ce telefonie s-a dus. Ideea că lui, el e un domn așa care nu pare a fi super adeptul telefonul astea inteligent. Pare genul de profesor care are telefon cu taste, apasă de 3 ori o tastă pentru litera J. Pare genul de profesor care are BlackBerry. Să zicem, că n-are butoane. Mă, nici de la de săraci Nokia de cu 9 butoane, dar nici. Că bani are, nu poate cu astea, cu dă-i în sus, dă-i în jos, nu-i place, știi? Pe vremea aia, vorbim de 2013-14, când a pățit el așa ceva. Da. L-am bărligat una, el care s-a dus la Vodafone pentru o simplă problemă că nu mai avea semnal la telefon. Și a plecat cu un smartphone acasă, înțelegi? Și săptămâna aia s-a distrus viața, efectiv. Mi-a zis omul, că băi, Alexandrule, deci nu putea să mai fac nimica. Mă suna cineva, zicea, dați-mi sus, dădeam în sus, închidea. Dădeam în jos, nu mai se auzea, dădeam în dreapta, nu mai știam cum să răspund la telefon. Mă sună lumea și mă jură, mă sună părvărul nevastă mea, că nu știu să răspund la telefon. Și mă suna cineva la volan, avea telefonul în suport, și am dat să răspund că învățase la un moment dat. Și nu mergea. Și l-am dat trebuie să fac accident. Și am luat telefonul, l-am pus pe scaun în dreapta și m-am dus înapoi la băiatul care mi-a vândut telefonul și care s-o fata, dar era un băiat. Mi-am dus aminte acum că nu putea să fac gluma ce urmează unei fete. Și în drum, Alexandru, m-am dus să cumpăr o cremă Nivea. De ce? O să vezi. M-am dus la acel domn, la desc acolo, la, cum îi spuneam, la pupitru, cum îi zicem ăla? La birou. La birou. La front desk acolo, la desk. Orange. La front desk. Și m-am dus la el și zis, uite, dragul meu, tu mi-ai făcut acest telefon, mi-ai spus că e în ofertă, că e un telefon super performant, nu? Da, este super performant, care are o cameră de nu știu câți megapixel. Da, este un telefon ultra performant. Băi, ești mecher telefonul! Dă-i șmecher, băi, șmecher, dă-i șmecher! Uite, ține, ți-l fac cadou. Împreună cu această cremă, să ți-l bagi în cul. Dar, nu așa. Așa. Că era să fac accident. Auzi aici. Ce faci la lână în bărligă? Pleacă cu un alt telefon, smartphone, dar mai mic. Și dacă îi mai face cadou, să-i dea unul mai mic. Da, mă, frate, am nebunit. Am crezut că a rămas așa pe gen cu telefonul că rămâne blocat pe social media, să-i dat toți prietenii, ia uite Mircea era turnător la securitate și acum a ajuns director la teatru.
Bă, oricum e periculos când părinții dau de social media. Ceva rău de tot. Când eram mai mic le-am dat blog pe Facebook. Pe... Era perioada aia când mă îmbrăcam rapper și voiam să par gangsta și aveam bretonul tuns emo și am zis nu mai bine dăm blog la părinți. Tu ai avut breton? Da. Am fost chel cu plete până să mă tund așa, am fost chel cu plete. Aveam o pleată care creștea aici, o dădeam să-mi acopere bucata asta de chelie și mai rămânea bucata asta. Era ca Virgil de Barber până să și mai rămânea doar o bucată de chelie că n-aveam ce să o acopăr. Dar tu nu ești chel, tu prin părți. Da, am semnul de la Batman, mi se face așa semnul. Știi cu Batman. Cu ce semn? Cu Diabolic, din desene animate. Mai știi Diabolic? Tu știi? Da, era pe Fox Kids, frate. Avea fix așa, era... Bine, tu ești mai atacat prin părți decât la... Dar se rezolvă chestiile astea. Și penisul se mărește, da un pic de păr aici. Da, donez niște bani la Imperiul Otoman acolo, mă duc în Istanbul să văd ce au făcut cu bogățiile noastre. Păi ce se întâmplă cu operațiile astea în Turcia? De ce sunt mai ieftine acolo? Că n-au atâtea cerințe. Cum să ne iau? Ai, cum ar veni, turcii nu se... Da, nu-și cer 7000 de patalamale și chestii și nici nu plătesc angajații așa bine ca germanii. Cerințe, am înțeles cereri, iartă-mă, da. Sunt obosit. Păi și ce, în România, cere ca să te operezi? Da, mi se par prețurile mai mari în România și nu prea am văzut rezultate așa de fericite. Nu știu, parcă sunt prea drepte implanturile la aia, sunt mult prea drepte și par așa făcute cu rigla. Nu-mi place. Că-ți desenezi, nu poți să te duci tu să zici, bă, uite, vreau păr așa, să-ți desenezi tu cu carioca, cum vrei să ai păr, efectiv. Nu, mai tremură mâna, eu și la filmări am stabilizator, am trepied, am ceva, nu țin așa de direct te-ai gândit, aparatul. Te-ai gândit înainte să filmezi, să bei 100 de grame de 100 ml de vodka? Nu, că nu mă opresc acolo, pierd camera la un moment dat. Și cum stai după aia? Puf, cap de găină ești, gemi și mâna nu... Plec beat de acolo, bă, dar camera aia cu trepied de unde e? Nu că eram ceva greu în spate, de ce? Așa ușor, nu merge. În asul asta când uiți chestii pe care le ai cu tine, știi câte înveți. Dar eu nu le pierd, eu uit că le am la mine. Și acum câteva săptămâni, deci mi-e și rușine să recunosc că la vârsta asta am să mă îmbăt în halul ăsta. Jur. Eu mai am un talent. Eu chem prieteni să mă ia din oraș, știi? Sau... Să facă pe Uber-ul cu tine? Nu să facă pe Uber-ul cu mine, nu-mi place să socializez neapărat când sunt beat cu șofer de Uber, de taxi, nu... Poate îmi zice ceva pe dos și... Eu stau pe telefon tocmai ca să nu socializez. Păi, eu stau pe telefon, dar mie ce crezi, mi-e plăcut să vorbesc? Când stai pe telefon? Nu, mi-e plăcut să vorbesc cu ei. Ah, ok. Și mi-e să nu dau de unul care nu-i place să vorbească. Deci tu te deranjezi pe oameni mai întâi. Știi? Nu-mi place să mai socializez cu ei pentru că poate dau de unul care nu rezonează cu mine. Și tot să mă cerc până acasă. Nu cu mine, că stau în Patrimon. Ziceam de pe nordul ei până în Patrimon. Faci vreo 25 de minute noaptea. Și 25 de minute când ești beat, m-am fost lungi. Dacă eu vorbesc cu așa, nu vorbește cu mine? Păi vine să cobor întâi. Să-i bă, du-te mă, mi-au alt tubă. Deci, da. Învață să... Vă certați că era mai bun comunismul înainte, ba nu era ea că mi-au alt taxiu. Nu, eu cu istoria sunt... Sunt super paralel. Adică, sincer, nu-mi pasă. Nu că nu-mi pasă, doamne, urât spus. Nu m-a interesat atât de mult de politică și de istoria asta a comunismului. Eu, din ce am înțeles, a fost mai bine pe vremea aia. Atât. În rest, chiar nu știu. Știu cine e președinte, că e Iohannis, cred, nu? Da. Ele. Și atâta. Ciolacu, Molacu, Berbeliță, ăștia sunt unii. Fură, Lasconi, una, Berlusconi. Ce. Berlusconi și mai chiar Silvestar Berlusconi, nu? Da. Cum zice, mă? Nu mai simte, Berlusconi. Berlusconi are echipa de fotbal Chelsea, nu? Nu știu. Ăla era Abramovici, parcă. Sau nu, ăla avea altceva. Berlusconi, mă? Silvio Berlusconi? Nu cred. Era un interlop italian. Cum e Berlusconi? Zic, cum e Berlusconi? Nu mai pot. Da, Silvio Berlusconi, așa era. Mă, nu, să căutăm. Nu pot să stau dacă nu știu cum se numește acum. Silvio Berlusconi, mă, inima mea, bravo. Silvio Berlusconi, e mafia, e Tarantino, e... Toți șmecherii acolo cu ei. Zi. Fii atent, spune-mi cu YouTube-ul cum era la început, dacă era ca acum să fii profesionist. La început cu ce filmai? Aveai o cameră, filmai cu telefonul, cu ce filmai la început? Hai să fii atent.
Vrei să fie întrebarea asta strictă cu ce filmam sau vrei să vorbim de începuturile YouTube-ului? De începuturile, nu să ne zici modelul neapărat. Bă, era un Sony ZV-10 cu două carduri de 5. Nu, era un Nikon de 50. Pe vremea aia filmai cu ce apucai? Cu camera de la laptop, cu absolut orice? Nu. Nu mi-am putut joc galul ăsta. Filmam cu iPhone-ul pe vremea aia, că în 2012 aveam iPhone 4, un 4S, cred că. Ok. Încea să filmez cu el, dar aveam un Nikon de 3200, cred că. Și pe aceea de 5400, cred că, nu mai știu exact care sunt denumirile, dar de 5000 era mai mult pentru filmat. Ok. Parcă. Și de 3200 aveam pentru poze. Și după care mi-am luat Nikon de 7000, nu știu că. Am stat pe Nikon o perioadă, vreo 2-3 ani. Asta la început de tot, adică vorbim de 2011, 12, 13, încă nu îl cunoscuse pe Mike Chiști, care mi-a dat tot ce am avut nevoie. Cu asta filmam. Vedeai cadrul când filmai, gen, de exemplu, țineai camera așa, vedeai ce filmezi pe partea aia, avea ecranul detașabil sau te trezeai că ai filmat strâmb și se duce cadrul așa? Pe vremea aia nu filmam așa, că eu încercam să fac niște formate care nu existau pe vremea aia în România și pe vremea aia nici nu exista daily vlog-ul. Deci atunci filmai static, trebuia să ai studio, cum ar veni. M-a apucat singur să filmez niște chestii, niște păreri de ale mele, știi? De exemplu, am avut un episod care se numea legi stupide, știi? Că, de exemplu, în Massachusetts e interzis să-ți legi crocodilul de hidrant. Pentru că au și mulți crocodili acolo, mai vin pe râu, se mai aturează. Știi, dar e ilegal să-ți legi de hidrant crocodilul tău. Ce trebuie cu crocodil, știi? Și am un episod ăsta care vorbea de legi ciudate și dădeam părerea despre ele, știi? N-ai voie să tragi în urs cu carpați, dar cu glocul ai voie. N-ai voie să hrănești ursul cu fast food. Să ai pubelă de oțel. Mamă, cum ar fi să-ți amendă, boss, la noi pe... Nu hrăniți urșii, un dă la pădure, nu hrăniți urșii. Vezi că e groasă cu urșii la noi pe bune. E un subiect foarte delicat, să știi, în care te bagi ăsta cu urșii, pentru că... E foarte nasol ce se întâmplă. Deci la noi, frate, la noi au trimis toți urșii din Europa pe care i-au găsit pe străzi. Și noi acum suntem supra încărcați cu urși. Gen, la noi în munți se găsesc urși care nu trebuie să fie. Și sunt urși agresivi, care atacă oameni. Și asta nu e ok deloc, pentru că instituțiile nu fac absolut nimic în privința asta. Și lumea, frate, lumea încă le dă de mâncare. Adică nu e ok absolut deloc să dai de mâncare la urși pe stradă, bro. Poate fac și vloguri, cine știe, ține cineva, n-ai cum așa, ce faci tu, ce faci ursarule, ursescule, te-am prins că mănânci din gunoi, uitați-l. Și se face rușine la urs, cum își linge așa degetele din pubelă. Om, ce era, bă, nu mă mai filma. Și îl prinde pe ăla și îl mănâncă cu, n-ai că nu. Bă, nu-i sănătos, mă, și se duce, vinde aparatul, cea 5 kg de mure. Dar se reducă la piață deghizată, nu? Mur, mur, mur. Adică tu îl filmezi pe ăla cum mănâncă din gunoi și zici, mă atacă ursul, mă atacă ursul. Dar nu-i de râs, propune. Adică, cadrincă, dar nu-i de râs, pentru că chiar au fost cazuri nasoale în România în ultimul timp. Da. Aia s-a întâmplat. Și ar trebui să se facă ceva în privința asta. Nu se omoare, frate, dar... Cel puțin să educăm lumea să mai le dea de mâncare, pentru că urșii noștri s-au obișnuit să vină la mâncare. Păi stă așa, pe drumul spre Sinaia și hai, dă, tu ce-mi dai, ia, hai. Știi? Deja, știu că ei mănâncă de la mașini, ceea ce nu e corect. Și ar fi, cum ai zis tu, corect să-ți dea amendă dacă le dai fast food, dar nu fast food, dacă le dai mâncare, știi? Dacă le dai orice, dacă te apropii de ei, dacă îi filmezi, ia uite-ți mă, ăștia poartă numai Moschino și Ghescu și mănâncă din tomberonul meu. Dacă te apropii de ei, nu e ok, pentru că dacă ești pe stradă și vine ursul spre tine și te vede poliția, zici, ursule, stop, gata, pe ce morții te-ai? De apropiat de ăsta, îi dau amendă, știi? Nu e regulă. Sunt tot felul de vloggeri de aia care au avut morți stupide, s-au dus pe un pod să filmeze, au căzut de pe pod, au căzut de pe turn, au căzut de pe... Ia uitați ce înălțime mare am în spate, știi? Bă, cum sunt ăștia care se urcă pe alea, bă, mi se taie picioarele, mâncate și cum alea e. Bă, cum sunt ăia de se urcă pe... Bă, băiatule, nu pot să mă alea și mă aștept și peste cap și... Au fost și failuri iremediabile când s-a terminat cariera de vlogging de alea.
Deci au fost și experimente nereușite. N-am văzut pentru că eram... Mi-a făcut un prieten în pandemie Telegram, m-a băgat pe un grup de ăsta... Ciocant. Wow, și am... Bă, vezi că mi-a afectat viața, frate, și somnul. Visam oameni care se aruncă de pe clădiri din super nasol. Pă bune, m-a șocat. Și cred că m-a dat așa un pic în anxietate, știi? Că vedeam acolo ce se întâmplă. Adică am văzut niște chestii grave, rău de tot și... Eu visez ură, mă, noapte, nu știu, tu visezi? Nu. După ce fumezi mult timp iarbă, nu mai visezi. Am auzit chestia asta de la mulți prieteni. Da, mai bine, dacă decât să ai coșmaruri, mai bine nu mai visezi. De la CBD, dacă fumezi, mai vise? Vrei vapor cu CBD? Ce face CBD-ul ăla? Te liniștește. Ia, dă-mi. Ia. Hai să... Ia și tot asta de cocos. Dar nu... Are treabă cu THC-ul cu asta, nu? Nu, e perfect legal și nici nu îți ia carnetul pentru asta. CBD-ul doar te liniștește, nu e ca THC-ul să te spargă să nu fii productiv la muncă, ca aia e diferența. Și prima oară când încerc așa ceva. N-ai mai fumat vapor cu CBD? Că n-am fumat niciodată, n-auzi. Am fumat doar vapor ăsta, l-am din Milano de acum și țin de o săptămână după mine și fac așa. Da, și eu ceasul ăsta l-am de la Mane din Mangalia. Bine! Ce? Rockex? Rockex. Rockex. Sockex. Da, man. A fost scandalul ăla cu Logan Paul când a... Sigur, nu păsesc mica? Ce? Nu. Uite, fumez și eu cu tine că n-am carnet și nici mașină. Cu ai pus de gură? Asta nu e ok. Bă, da, vezi că da. E la gust e ca la mea. Vezi că nu e nicio reclamă plătită pentru mine cel puțin. Că trebuie să dea o masă după aia. E o masă aici, la Marriott. Da. Îți conduc eu mașina. Dacă da, după aia știi să conduci, să-ți seama, nu mai e treabă. Se vede ce pe masă? Fac școala de șofer pe BMW seria 1. E bine acolo? Vreau să le iei neapărat. Hai, pune-te acolo. A, bine. Da, frate. Îmi place că e relaxant aici la tine, știi? Nu mă simt încordat așa să vorbesc numai chestii politically corect, pentru că, na, în vremea în care eu eram vlogger, relevant să zic, acum nu știu dacă mai sunt relevant sau nu știu, nu pot să mai dau cu părerea, dar știu sigur că la un moment dat am fost, știi? Ok. Pe vremea aia era foarte complicat să vorbești despre orice, înțelegi? Dacă eu ziceam Pepsi și aveam contact de exclusivitate cu cola, păi nevastă mea mă distrugea, deci ajungeam acasă și mă toca, mă, rund. Sau niște preferințe gen mie personal, să zicem, nu-mi plac femeile tunse scurt. A, dacă are părul până aici, mi se pare că e tunse scurt până la umeri. Vin 7000 de feministe după aia. Știi? Și a, ce lucruri nepoliticăli corect ai zis, știi? Dar sunt niște preferințe personale, până la urmă nu trebuie să vă placă ceea ce îmi place mie sau ceea ce nu-mi place. Mi se pare nasul că nu poți să mai ai părerea ta sincer despre lucruri cu adevărat, știi? Pentru că lumea te judecă. Lumea ar trebui să înțeleagă că asta e părerea ta, știi? Dacă eu zic că, bă, blondele toate sunt urâte. Căcat! Am zis eu asta, să vină blonde. Hai, eu sunt blondă frumoasă. Da, bă, dacă mie nu-mi place blondul, te asociezi cu urât, știi? Nu, că femeile blonde sunt urâte. Da, gen, nu-mi place mâncarea picantă. Dar care-i problema cu mâncarea picantă? De ce nu-ți place? Da, e cea mai bună mâncarea picantă, aș mâncă picantă. Îți despun de nasul, ești pizdă, ți-e frică de puțin picant. Da, bă, nu. Îmi place bine, îmi place foarte mult picant. Tu nu mănânci picant, ești bizi de oricum. Nu mănânc picant, femei tunse scurci. Blonde, că sună te rău. Ah, ce trecă. Păi bun, e foarte nasoală chestia asta, că chiar nu poți să mai ai propria ta părere despre lucrurile pe care tu le simți, știi? Da. Deci, că tu chiar crezi că așa sunt, știi? Trebuie să fii cumva întotdeauna pus într-o situație care... Da, și ce părere de aia? Bă, știi, că cu tare... Bei alcool, a, bine, știți că consumul de alcool nu este în regulă, cu tare. Unde, frate, dacă eu am ocazie să beau acum cu tine, beau cu tine, dacă am ocazie de seară, beau de seară. Că nu face bine, sunt conștient, știi? Da, dar e o alegere asumată până la urmă și nu încurajez neapărat pe oamenii asta. Dai seama că nu mă duc la oameni, le ba la ușa și vin cu câte o șoadă de chila. Bro, bei? Nu. Nu-ți torn în gură. Acum că îți face plăcere să bei cu mine și ne ceartă nevastă ta după aia, e la fel, alegerea ta, că știi ce se întâmplă, știi?
Eu când am început podcastul am vrut să fie puțin mai edgy ca să mă distanțez de restul oamenilor, bă, gen să nu fie un podcast ca oricare altul, că altfel nu se uita lumea la mine dacă era ca oricare altul. Și am zis, cum ne distanțăm? Păi îl facem mai edgy cu niște lucruri mai picante și mai multă libertate de exprimare. Trebuie să ai niște cocaină pe masă, niște marihuana, niște femei în pula goală, să fie totul cum trebuie. Bine, cum ești la început, nu? Ai timp! Dacă filmezi vreun episod în Olanda cu niște sponsori de aia blană să închiriezi acolo, să plătești și biletul de avion la invitați, se poate. Jointuri în podcast în Olanda cel puțin s-ar putea. Păi ce, n-ai sunat niciodată? Nu. Nu. E ilegal în această țară, domnule, și respectăm regulile. Prost! Noi acum unde suntem? România. Dar dacă fac... Aici? Ce, că am venit cu avionul? I-am aterizat pe... A, mă, cum se numea, mă? Aeroportul la Amsterdam? Schiphol am atestat pe el, Prat la... Uite, acum suntem într-o croazieră pe un vas din Olanda. Mergem pe croazieră pe ce râu eram în viața mea. Că le știi cu istoria, zi. Sau Tamisa, Londra, Sena, Paris. Bă, stai periculos. Elba, Hamburg. Elba, Elba la Hamburg, nu știu, din Movița la noi. Nu, eu dacă zic că fac în Olanda, fac în Olanda, nu te gândi că filmez în drumul taberei în militar și zic, noi acum suntem în Rotterdam, la etajul 20, într-o clădire. Dacă zic că îl fac în Olanda, îl fac în Olanda. În Rotterdam nu e, mă, nebun, în Austria. Nu. Nici tu nu știi. Doar lebedele sunt în Austria, dar le iau, nu știu. Mamă, dar paraziții, bă, că mi-au să uite. Bă, ce piese șmeche cu mesaje aveau. Zicea, nu mâncăm... Cum ziceam? Bagă la cap, crede-ne, noi nu mâncăm lebede, ne rezolvăm, ne respectăm singur problemele. Șatrele în Madrid... Vă îngroașă șatrele, noi românii stăm la rând să umplem teatrele, gen aia versus aia. Și ei s-au remarcat tot prin Egines, nu s-au remarcat printr-un commercial ca și Beauty Mafia, n-au avut niciodată paraziții femei să cânte pe instrumentale, pe refrene. Știu, eu sunt... Am o relație chiar apropiată cu paraziții prin pricina faptului că nașul meu care m-a botezat este fratele lui Ombladon. Ok. Din păcate a murit în pandemie, dar să se odihnească, dar a rămas în relații bune cu Ion, care eu consider ca fiind nașul meu. Da. Asta mi-a plăcut mult la rap, să poți să zici lucrurilor pe nume și la podcasturilor la fel lucrurile pe nume, gen bă, asta și asta și asta și să recunoști. Dacă sunt oameni care recunosc că consumă, să le arăt oamenilor că bă, nu e ce zice Agenția Națională Antidrog, că oamenii care se droghează sunt mai boschetari care fumează din pungi. Sunt și oameni de afaceri, sunt și rapper, sunt și vedete, sunt și altfel de oameni. Și să nu fie un vlog de la care ne cenzurăm să zicem numai lucruri politically corect, că n-am făcut nimic cu asta, știi? Corect. Tu aveai rubrica chestia asta de cox cu iarbă, de ai vrut cu bine Kid avea și iarbă și cox care una dintre piesele lui Hopper cu Downer. Eu am înțeles unde se referă el, că tragi mult cox la un moment dat Hopper, bate inima, zici am tras prea mult cox, fac infarct, fac AVC, vorbesc după aia cu jumătate de gură, salut, ce faci? În cazul bun. Și te panichezi și zici, trebuie să bag ceva să mă liniștească și atunci fumezi iarbă ca să te ducă în jos de la cox. Față de ce fac americanii, Demi Lovato, băgăm Xanax peste cox și heroină asta peste cox. Asta zic eu acum. Dacă ar fi fost, cred că în România doar iarbă și cox, cred că ar fi fost în regulă, boss, dar ce combinație am auzit la tinerii din ziua de azi. Demi Lovato, cocaină cu heroină, ce pula mea. Calvin Klein, ketamină cox. Xanax. Bă, păpuneți niște combinații acum de care am auzit, nu credeam că există, gen, nu știu cum le-au bășit mintea să facă așa ceva, știi? Dana, până la urmă, fiecare face ce vrea cu corpul lui, știi? Și este răspunzător pentru ce face, absolut. Da. Înțelegi? Și asumă tot ce se poate întâmpla. Corect? Și lumea are nevoie de educație. Eu de-aia fac podcasturile astea și vlogurile, să se duce oamenii să afle niște lucruri. Că nu mor oameni de la microdoze, mor de la supradoze. Mor că combină droguri cu droguri. Păi, asta sau cu alcool, să combin drogurile cu alcool. Da, gen Downer, cum ne ducem mai în jos de la cox, hai să bem 5 litri de whisky, să ne ducem în jos de la cocaină, să ne liniștească, ce probleme face, știi?
Am înțeles omul ăsta. Da, cred că zici bine. Gen, te panichează prea tare, ți-o dă mult prea ritmul cardiac pe ce bași linie și te panichezi și zici, bă, vreau să don, vreau să mă mai liniștesc, îmi bate prea tare inima și zici, hai să beau alcool să mă mai liniștească, știi? Nu știu dacă că zici bine ce să zici. Da. Să că avem cu toții cunoștințe care utilizează, știi, și eu n-am întâlnit așa oameni să se exagereze sau să știi, adică mi s-a părut ok, dar doar de la iarbă și cox, dacă e să luăm strict pe chestia asta, așa, cine a încercat să mai consume și altceva, cu mine în preajmă, nu prea am fost de acord pentru că nu și-a dat-o într-un film bun și mereu am avut ciondănele, știi, și și-au dat-o prost baunii, băgau boabe niște tovarăși de-ai mei și m-au dat afară la petrecere că nu băgam pentru că beam și le stricam filmul. Poate tu înțelegi chestia asta, are sens? Nu, erau ei niște bulangii, eu fraternizez cu tine. E ca și când eu mă duc la o petrecere de tehnoase și toată lumea e îmbrăcată negru și eu vin în cămașă înflorată și zic, bă, arătați-mi mie că scrie dress code negru. Dacă nu scrie dress code negru, cine sunteți voi să mă dați pe mine afară? Nu, chiar am pățit chestia asta, am organizat o petrecere cu niște prieteni să ne distrează și ce și se bobina, se interesă și eu doar șprițuiam. Șprițuiam la mine baza. Și la un moment dat, după două, trei petreceri, îmi zic că, bă, știi ce, tu ne cansim și vibe-ul, bro, că să bași tu, că bași tu, ok, dacă nu, nu mai poți să vii la petrecerile astea, făcute de mine. Da, asta e. Era vina lor, păi nu poți să-mi zici mie cum să mă îmbrac, cum să mă port, ce să bag, ce să fac. După aia îmi zice, păi tu bei apă, noi aici avem numai whisky, dar eu poate nu am fost niciodată cu băutura ce imi asta, știi? Erau ei de vină, nu era vina ta. Bine, acum dacă e să o iei așa și eu, dacă mă pun la mă șpesc cu 5 tovare și unul mă bea, zi, aia mă bea și tot de gâtul mătii și mă... Nu? Așa vine, băi, ia părți bomba, aia, la mișto așa, poate bea, hai. Vine și zice nu, că-s cu mașina și el merge cu taxiul, doar da, ca să nu vă facă. Da, cu mașina e el, dar cu taxiul. Mașina... Condusă de alții. Puh, taxiul nu-i mașină. Ba da. Băi, zic. Duma asta nu mai zic că mi-a furat tot internetul că sunt cu mașina. Asta nu mai zic. O să vin acum a doua parte, dar n-am dat-o încă în premieră. Când te mai întreabă cineva așa la Oca, știi? Îți spun un par de apă, azi, că nu cazi cu mașina. E, acum a noua vorbă care o să vină. Ia întreabă, bine un par de apă? Bine un pahar de apă? Nu, că am o freală întins. O să vedeți că o să fie jale cu asta. La asta cu YouTube-ul te uita în străinătate să vezi, ia mă, ce nebunii mai fac ăia. La un moment dat când ai învățat limba engleză să te inspiri din străinătate, păi să vezi. Păi după aia da, dar asta vorbim de 2013, 14, 15, atunci am început să consum content din afară, știi? Să-l înțeleg adevărat, pentru că dacă îl făceai cu translate, cu asta, să-mi le explice cineva, nu funcționa. Dar urmăream... Fuck, ce l-am spus, aveam doi vloggeri din Spania pe care îi urmăream și unul din Columbia. Columbia, mami! Medellin, por favor. Medellin. Dos grames de coca. Tengo dinero. Tengo dinero. Tengo dinero. Tengo dinero, tengo dinero. Și m-a ajutat foarte mult, pentru că ăștia pe spaniola, cel puțin spaniola e limba super internațională. Mă rog, da. Este cred că super internațională. Limba internațională. Jumătate de miliard de oameni. Na. Ce jumătate de miliard, mă? Că mai mulți. Hai să zicem jumătate de miliard. Hai să zicem 2 miliarde. Zice. Dar nu spaniola, bă, să treacă spaniola, știi? Da. Și în America sunt vreo 40 de milioane de vorbitori de spaniolă din 350 de milioane. Sunt vreo 40 de milioane de vorbitori. America de Nord. Sud, SUA. SUA. 40 de milioane de vorbitori de spaniolă în SUA. În jos, ai, decât 200. Mexico! Mexico, da, 100 și ceva în Mexico, Colombia, Venezuela, tot ce nu e Brazilia, dacă Argentina. Brazil, tu mau, Falcao. Brazilia e, e portugheză la Brazilia, Argentina mi se pare că era spaniolă. Bine, tot e limba latină, știi, la bază. Da, dar nu seamănă, portugheza nu înțeleg așa bine ca spaniola. Portughez, sau mau, Falcao. Sau aia catalana, deci zici că e altă limbă. Catalana, bă, deci jur. Catalana, zici că e altă limbă spaniolă. Bă, cuvânt.
Deci n-am nicio treabă, nici nimic. Pare că s-au corcit cu portughezii și au ieșit așa deci ceva. Deci noi cu Moldova suntem ok. Da. Dar aia... ei cu catalana, no, nu. Nu, aia cu Moldova au scrânciop, barabulă și legumi și de-alea, dar în rest vorbesc aceeași limbă română. Strașnic, mă, strașnic. Că zici ceva că e cool. Strașnic. E mișto, zici, mă, și strașnic. Mie mi se pare că au rămas în evul mediu cumva și încă folosesc termenul alea. Ne vedem în bugeac, în almanah, în... mă duc la Pripiat, la somn. Mă retrag în cerdac. Băi, asta cu Kid, îți a zis și el că m-am uitat la podcast, cu adresa de mail, cu cutia poștală, cu parola. El ți-a zis varianta lui. Eu am pus varianta mea cu un alt prieten care mi-a zis bine, îmi trimis tu la căsuța poștală tot ce trebuie. Și, păi și cum trebuie să după căsuța poștală scrisoare? Păi da, îmi faci o scrisoare și mi-a trimis prin căsuța poștală. Păi de capul meu și eu m-am zis, păi, dă și mie adresa. Cutare, aron@gmail.com. Zic, bă, pe e-mail, mă? Hai, cutia poștală? Electronic mail-ul? Dați-mi pe poșta electronică. E-mail-ul vrei să zici poșta electronică? Eu oricum nu sunt... Eu nu sunt... potrivit să discutăm despre tehnologie, ți-am zis, pentru că dacă am dat 15 mail-uri toată viața mea, mail-uri, efectiv, așadar, să zici că scriu, că nu... Mi se pare că dacă trimit un mail, n-ajunge, mă, nu știu. Îl bagă în spam, vede că scrie Ghiduș, ceea ce nume de copil ăsta, Ghiduș, da. Spam. Duș. Ghiduș care face duș și se spală la cur cu un pluș. Știu toate rimele care sunt cu Ghiduș. Beneficiați de oferta noastră și li se pare că e un spam de la infect și îl pune spam. Pă bune. Acestea sunt serviciile noastre. Veniți să mâncați la noi meniul zilei. Acum că o spui, ar trebui să-mi schimb oare numele? El Ghiduș. Să pară mai... Bighiduș? Să... Bighiduș. Da, Bighiduș. Mamă, ți-ai ieșit un fiu din sprâncen așa, super rebel. Trebuie să-l piepten, mă tunci pe sprâncene. Ia zi. Și, cum îi zice, mie dacă aș filma așa cu camera, mi-aș fi greu să-mi dau seama care e unghiul din care filmez, dacă intru în unghi sau nu când filmez așa. Că mă gândeam să fac travel vloguri de-astea, gen mă mai duc în Barcelona, mă mai duc în alte locuri să mă filmez singur cu camera. Păi de dar acum asta, atât de multe opțiuni și cât de wide e camera de la iPhone, dacă filmezi cu iPhone-ul și dai pe wide pe camera din spate, păi n-ai cum să nu te nimerești, trebuie să fii handicapat la modul pe bune cu probleme locomotorii grave, să ții telefonul în sus, să nu te vezi în cameră. Dacă doar e... să nu fie de la, să fie pe diagonală, dar și dacă e pe diagonală, îl refac după aia în Premiere Pro, în ca ceva. Ca să fii cel mai sigur viața, dacă tu crezi că nu te nimerești, ia-ți o cameră 360. Și ai. Nu dai greș, bro. Deci, nu dai greș. Deci nu pe camera frontală de la iPhone, pe aia din spate, camera de spate. Camera frontală deja de la iPhone este super bună. Nu știu ce iPhone ai. 12, dar nu e 11. 11, da, e ok. 11? La 11, da. Pe 11? Da. E foarte bună și camera. Lasă așa, vezi? Sunetul de fundal. Eu dacă țin aia așa, să zicem, sunt pe stadia aglomerată, aud mă spaniolul pe fundal. Andele, andele, și țip acolo. Andele, okay. Zic, andele, mami, chichita, mamă, 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 aici. Les Romas. Băi, nu-i sănătos, mă. Băi, să dai o cameră. Dai un Sony ZV-1 de ăla să-ți faci treaba cu el, zi. Dăm și-o la... în camera, tot bască vrei să filmezi în basura, am înțeles. Vreau o cameră, firul că-ți dau una. Dăm și-o la valieră de aia să nu se audă multă spaniolă pe fundal. Eu am văzut la clipurile tale alea de acum 7-8 ani că se auzea pe mult zgomot pe fundal, mașini, da, sirene. Cumva făcea parte din filmul clipului, cumva. Nu mi-a păsat niciodată, efectiv, de cum se aude, pentru că nu înțelesesem exact că dacă se aude bine, contează foarte mult, știi? Și mi-a zis cuică și pe cuică. Da. Cui care și făcea piesele de fundal să nu pară plictisitor vlogul, să se mai audă un... Cui care acum e șmecher, rău de tot. Știi, bă, cui că acum așa face, nu? Mi se pare că a fost niște instrumentale pentru Five Gang sau ceva. Nu, cui că a scos toate hiturile astea care există de la manele acum. Tot. Banii, 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 două locuri în mașină ca milionari. Toate piesele astea care au devenit hit. Cu Dani Mocanu, cu Țanca Uraganu, el le face la toți ăștia? Bă, cam, el este Moshi One Rocker, dacă știm. Adică acum am zis că a dezvolut și el chestia asta,
Dar el e cam creierul și baza la piesele astea, știi, la manele mentolate. Ok, a, gata, Țanca Uraganu, da. E șmecher. Și tot îmi zicea, bă, el a avut o viziune întotdeauna foarte bună, foarte bună. Și zicea, bă, trebuie să se audă bine gura, bă, trebuie să se audă vocea, să se audă bine. Și da, bă, lumea nu avea cum să ții, adică în 2015, când filmam eu vlogul 16, nu avea cum să ții la valieră cu tine, după să-ți faci loc cu la valieră, când nu aveai cum să umbli cu cablul pe tine. Nu era de-aia wireless să o pui așa. Ce wireless, mă, tată, mă, bă, acum 10 ani, mă. Ah, ok, te bea 10 metri de la cum e acum la valieră la iPhone, de o pui și ai cablul la ea. Eu mai filmam cu la valieră wireless, dar bateriile te țineau 30 de minute. Știi, asta când filmam farsele și filmam la distanță, da. Filmam cu la valieră pe mine. Dar să faci vlog cu la valieră, păi nu mai făceai, că nu mai ți era chef, nu mai aveai chef. Pune telefonul, pune camera, bagă la valieră, montează-o, pune-o pe cameră, de ieri de acolo, de acolo, pleacă, știi? Sau dacă aveai la valieră separată, trebuia să ți-o sincronizezi la fiecare rec pe care îl dădeai. Ori vlogul care e chestia la el, trebuie să fie spontan, bro. Acum am văzut, acum am luat, bum, am luat drumul la el. Ia uitați ăsta, s-a căcat în potecă. Știi? Da. Nu să tragi mai multe take-uri, că stai că n-am pus sunetul la valieră. Hai să mai faci o dată. S-a căcat în potecă, nu, mai stai puțin, căcat acolo. Hei, ăsta s-a căcat în potecă. Bă, mai căcat de puțin. Ăsta s-a căcat în potecă. Doamnă, vreți să vorbiți cu mine că mă simt singur? Stați că n-avem la valiera pornită. Luați, vorbiți aici, haide, spuneți. Hai zic că nu mă gălate. Mergeam în Canada la... Eu m-am înțeles, deci atât de multe comentarii, cred că am citit câteva mii de comentarii despre femeia aia și am înțeles că a fost profesoară. Cred că, nu știu dacă mai trăiește acum, se ține, sincer, cred că ne îngroapă vă toți. A fost profesoară de limba română, cred că, din ce am citit din comentarii, știi? De peste tot comentarii, deci de peste tot. Pentru că clipul ăla devine viral la un moment dat, la un an, doi, devine din nou viral, știi, pe ceva. Da. Acum, vreo două săptămâni, a băbuit iar pe TikTok la cineva. Cum e aia cu comanda la mine, au filmat aia cu 15 ani că apar clipuri pe TikTok cu ăla pletos, vreau să fiu pește, să vând droguri. Pletos da. Nu, nu ăla pletos, ăla pletos care, care dansa DNB. Ăla Teddy sau cum îl chema pe ăla de chiulea de la școală și ăla cu vreau să vând droguri și cu piersuri în buză. Ăla cu piersuri în buză nu știu că vreau să vând droguri, nu știu. Alex Mirica îl cheamă. Ok. Acum e hair stylist. Nu că să chiar aici, bă, nici să o botez. Dar nu vine droguri. Și nici pește nu e. Dar totuși, trebuie să vândă cineva și droguri, Bladone. Ai văzut, de la stătuși la tot podcastul cu doc. Trebuie cineva să vândă și droguri, Bladone. Să fac niște timp. Dar da, e de urmărit. Și cum sunteți mai, dragul meu? Ăla cu bătrâna și cu oamenii să le zici așa că bă, mă simt singur, vreau să vorbesc cu cineva, te bea mult curaj în perioada aia să te duci să le zici chestiile astea, te motiva cumva faptul că ai avut succes cu alte clipuri și deja știai ce faci în chestia asta? Ăla a fost primul meu clip care am băbuit pe YouTube. Ăla. Și primul meu clip care am băbuit adevărat a fost în 2012. Am făcut un clip pe Facebook în care am zis ce urăm pe Facebook, știi? Și l-am postat și dimineața aveam vreo 3-400 de share-uri. Ok. Seara aveam vreo 3000 de share-uri. Gen cumva a bubuit din Facebook în YouTube. Tu aveai baza ta de prieteni și a dat toată lumea share și au dat. Nu m-a asociat cam nimeni. Cam nimeni nu m-a asociat. Făceam pe YouTube deja vloguri de vreun an, știi? Ok, așa a durat un an până să bubui ca lumea. Nu a fost posibil. Într-o zi mă enervau pe mine foarte, foarte mult notificările de la jocuri pe Facebook. Pentru că înainte trebuie să recunoști. Pe Facebook stăteam toți. Da. Deci cum se stă acum pe Insta, acum e așa. Stai pe Insta. Hai să vedem ce face TikTok. Hai să vedem ce face... Ia pe Facebook, hai înapoi pe TikTok. Bom, hai pe Threads. Bom. Hai un pic pe Twitter. Ai atât de multe variante încât nu ai și pe care să stai. Da. Mă, înainte... Nu era Instagram-ul, era camera aia maro la Instagram ca și icon și nu posta lumea atât de mult. Și erau filtre de căcat la poze. Vorbeam pe Messenger cu oamenii, plecase, nu știu, tu câți ani ai? 26? Da. 26, nu? Da. Ce ai prins ea cu Messenger? Da. Le-ai prins în floare. Buzul cu DND-ul, cu tot. DND, apropo, fratele meu ăsta. Vedeai cine-i pe Invisible, te uitai acolo, a, gata, îi dau buz că e online, l-am văzut exact pe site. Și
N-avea alte variante, pentru că nu mai stătea nimeni pe Yahoo și automat stăteam cu toți tovarășii și se vorbeam pe Messenger, știi? Nici măcar nu era WhatsApp-ul. Da. Și nu, noi n-am ca și cum să ne luăm numele de telefon, să dăm SMS-uri ca în afară, ca în state. În state numai pe un SMS-ul s-au umblat, știi? Își trimiteau MMS-uri și trimiteau bă, oamenii în 2006-2007 și trimiteau poze pe SMS-uri. Noi n-am prins așa ceva. Nu, aveam telefoane cu butoane, de unde, cine? Păi și aveau cu butoane, dar la ei primitea cumva, știi, netul de acolo, care da. Aveai pe carieră. Și stăteai pe Facebook, frate, și dacă pe Facebook era toată lumea, am făcut clipul ăsta, știi? Bă, a bubuit rău, dar rău. Și atunci m-am motivat un pic să mai continui, că eram deja într-o perioadă în care făceam deja de vreun an și ceva, doi, zic, bă, dar nu prin jocul nici, adică eu eram mulțumit, făceam 3, 4, 5 mii de view-uri, știi? Făcuse cumva o comunitate așa mică de oameni, dar era foarte puțin, știi? Și după ce am apucat să fac GKS de România, știi? A fost foarte mare fan GKS. Foarte mare și am vrut să fac și o chestie asta în România. Și cred că am vrut 2-3 episoade în care ne-am lovit, ne-am bătut, ne-am aruncat de pe dâmburi. Nu mai sunt pe YouTube, astea vor fi aur la un moment dat, pentru că clipurile chiar sunt bune. Clipurile chiar sunt aur, la un moment dat vor fi... Nepoliticali correctness, dar bune, da. Nu, no, erau super ok, okay. Din punct de vedere. Dar sunt, le postez pentru, să, pentru a reacționa eu la ele mai târziu, peste da. Câțiva ani. Vor fi tare. Se numea vlog pamflet ce făceam pe vremea aia. Și în 2012, la final, după ce am băbuit cu ăsta, mi-am făcut vlog pamflet ăsta. Așa se numea vlogul meu. Canalul de vlog pamflet. Și aveam o rubrică în care se numea Alex Meseriașul. Care făcea totul la mișto. Deci am avut un episod în care eram Alex Meseria și un bucătar, știi? Și am gătit-o nimic. Am pus ouăle întregi, adică am făcut o chestie bine. Ai făcut șnițel din buretele de la bucătărie, l-ai pus așa în panadă și ai dat ceva să mănânce. Mult mai rău, mult mai rău. Dar aveam 15 ani, frate, pe vremea aia, știi? Da, ce să-și faci la 15 ani? Gen Vlad Alexandrescu, o sperii pe bunica să creadă că a murit. Hă! Ia uite, bunică, o sparg farfurii. Are 5 ani. De când a apărut, cred că nu? Da. De când a dispărut? Tot 5 ani. Nu știu, am râs la primele și după aia nu m-am mai uitat. Mi s-a părut că am râs de șocat ce eram și după aia nu, am zis, nu pot să-i da, consum nu m-am contentul ăsta. Da, nu m-am gândit niciodată în direcția asta de conținut. De minciună. De how to, era unul how to și spărgea ouă și gen cum să downloadezi GTA San Andreas și spărgea ouă pe dischetă și arunca cu paste, cu ceva pe ele. Da, ba da mă, ăla tare. Făcea așa cu mâna, nu? Da, tare, de amesteca ouăle și râdeam tot. How to basic. Bitch. Cât am râs la ăla și nici n-avea barieră lingvistică, că el nu zicea nimic în engleză, în română, doar spărgea lucruri și râdea toată lumea la ele, și români și turci, puteai să nu știi engleză și tot râdeai la ăla. Așa este. Pentru că erau foarte puțin creatori de conținut atunci. Da. Și nu aveai ce să consumi. Și atunci chiar dacă, nu știu, n-aveai sunet bun, se auzea mașina de poliție în spate, bă, nici nu era o piață atât de mare să-și că concurezi cu ăla cu DJI Mic 2. Acum lumea poate să selecteze și poate să sorteze, știi, pe da. YouTube la ce vrea să se uite, știi? Dar la fel, vorbind de cu totul alt public, YouTube-ul, TikTok-ul și Instagram-ul... Au alt public. Al public. Instagram-ul este versatil. Instagram-ul e și pe TikTok și pe YouTube. E jumate-jumate. Poți să bubui și cu ceva, îți faci tu o filmare cu telefonul și e super funny și dă lumea share la ea, la o chestie de genul, sau iei filmarea lui unul cu o fată din Columbia care zice, noi zicem papito la tati și după aia te filmezi pe tine cum arunci toate rufele într-o valiză și o închizi și după aia pui o filmare cu avionul cum decolează, gen că te duci în Columbia să o agăți pe aia și face sute de mii de view-uri și tu doar te-ai filmat pe tine cum pui rufele în valiza aia, filmarea cu tipa din Columbia, ai luat-o din altă parte, avionul l-ai luat din altă parte. Hai, tu ce ai făcut, tu te-ai filmat cum pui rufe într-o valiză și o închizi. O, bune, e foarte simplu. Și iei bucățile cu fata din Columbia și avionul și le pui lângă aia, așa ai tot, știi? No, păi înainte, ca să randezi un clip de 5 minute, prima oară am editat în Movie Maker, bro. Înainte de Sony Vegas și altceva. După aia a venit Sony Vegas, dar foarte puțin la mine.
Și după aceea a apărut premierul. Da, Premiere Pro, l-al folosesc și eu. Îl folosește, în ăla se editează și filmele. Bine, acum filmele, deci am zis, se editează și în ăsta, în iMovie. Și DaVinci, nu? Dar în iMovie n-am reușit niciodată să... Și CapCut-ul așa, puțin, puțin de tot pentru subtitrări, dar Premiere Pro e baza și CapCut-ul așa, micul junior. Am pe cineva care, dacă îmi trebuie să monteze, facem CapCut, dar eu nu... Am degetele foarte mari pentru un telefon. Da, nu, nu, nu mă descurc. Nu, ori îl faci ca lumea la laptop sau la monitor, ori nu, îți bagi joc de el. N-am CapCut pe telefon, nu folosesc să-mi pun alea. Există CapCut pe calculator? Pe calculator, da. What the fuck? Vezi, mă, cât de... cât de tehnic sunt totală, deci nu știu. Stai liniștit, am văzut rapperi care au telefon cu butoane în 2024. Crede-mă, ești bine. Asta e cool. Asta e cool. De fapt, cât de tare ar fi să ne deconectăm noi acum la tot ce înseamnă social media o lună de zile. Am făcut asta două luni de zile cât am fost arestat în 2020. Ce, mă? A fost arestat? Da. Ce trebuie făcut, mă, tu? I-am dat la un băiat jumătate de gram de cocă și m-a turnat pentru asta. Aveam o glumă la stand-up că eu m-am lăsat două luni și de social media și de droguri și de iPhone și de băutură și de femei și toată lumea aplauda, mulțumesc, mulțumesc, aveam telefon și internet pe arestul central. A fost aici la Olirii? Da, aici la Georgescu 1-3. Urât, aici. Urât, da. Dau o stea, îi găsesc pe Google. Cum am fi făcut zic de poliție să aibă 5 stele, mă? Da, de toată lumea, de toată lumea o stea. Și pe intenciarul la Rahova are numai review-uri de o stea. Pe intenciarul la Rahova. Dar chiar, bă, cum ar fi să aibă un penitenciar 4 stele? Se oftică lumea, ia scândeți stelele, tăiem salarii. Nu, nu, zic că e cum îi bag golo. Ai și noi. Și am mâncarea bună, servire impecabilă, îți mai scui pe dar e regulă, așa e pe aici. Eu nu știu de ce nu fac politicienii arest la domiciliu cu brățări de alea de picior să bagi milioane de euro în aia, că doar nu se întorc la școală când termină politica, tot la arest la domiciliu se întorc până la urmă. Pă bune, asta cu pușcăria e nasoală. Ai povestit până acum? Da. Să te uiți la ce mai facem. Am un podcast cu ăsta, cred că primul podcast pe care l-am făcut eu era cu Tetelu, crude și însolite povestiri din închisoare și droguri. Din pârnaie. Da, despre pușcărie și droguri. Și are 150.000 de view-uri podcastul ăla, s-a dus bani. Păi și pușcărie. Te întrebi și eu. Așa, eu am fost doar în vizită acolo la un prieten. Din păcate. Ai de toate, că găsești și alcool și droguri și femei și tot? Nu. Nu. Femeie doar la... Nu te-ai fost pe arest, tu n-ai ajuns pe pârnaie, pe pârnaie. Da, dar și la pârnaie tu trebuie să fii combinat cu aia, adică să te căsătorești cu ea. Sunt foarte mulți deținuți care se căsătoresc cu femeia lor în închisoare. Îi dă mama lui Nelu la femeia aia, gen e femeia cu mama băiatului pe o parte și băiatul pe partea cealaltă a sticlei și el nu poate să-i pune inelul pe degete că e o sticlă care îi desparte și îi pune măsa lui ăla inelul pe deget la femeia lui. Ca să poată să se belească. Da, ca să poată să se belească, să te căsătorești pe intenciar. Nu merge așa. Nu te lasă pe intenciarul. Azi vine nevastă-ta la conjugal, mâine vine una, Mihaela, și zici, cine e aia, mă? Noi nu sponsorizăm curvăsărie. Păi tu am același inel. Domnule, dar sunt musulman, am 4 neveste, recunoașteți-mi actele. Nu merge. Mamă, dar chiar? Zici, domnule, am 7 neveste, să mă fac cu fiecare. Se supără una... Se supără fiecare pe mine, să le apărând. Da, tu știi că în străinătate te lasă cu telefon în pușcărie, sunt oameni care fac vloguri și TikTok din... Da, bro, ele am făcut arest, din Franța. Mei. Da, care gândesc, care chiar băi să treabă, dar ce-aș fi făcut? Uite, ăștia care au furat, așa, gen, din magazine și astea, poți să-i accept în viața reală. Pă, violatorii, eu aș propune pedeapsa capitală. Pentru că sunt și tată de fată și cred că aș face o pârnaie pe viață sau că fetița mea ar fi pățit ceva, gen, la modul ăsta. Poate pârnaie pe 10 vieți, că cred că i-aș omorât toată familia lui și tot ce a existat în crearea acestei ființe care ar fi făcut rău acestui suflet. Gen, la modul ăsta, cred că m-aș duce de departe. Deci, clar, pentru pedofili și violatori, cred că
sunt cam în aceeași categorie, sunt așa, da, băieții. Dar nu, nu moarte, mă, directă, mă, moarte nasoală, mă. Să le bage câte 10-15 de-astea scobitori între fiecare unghie, mă. După care să le scoată pe rând, după ce s-au închegat în sânge, să le scoată pe rând câte o scobitoare, luni de zile, după care să le taie cât un pic din deget, cât un pic din mână, cât un pic din picioare, cât un pic din pulă, știi? Dar să nu moară atunci. Să aibă moarte nasoală și lentă. Asta cred că merităm. Mai sunt și oameni care sunt condamnați nevinovați și se află după mult timp. De-aia nu poți să-i omori. Am că o după teorie, aia e fute mașinia. După aia e o chestie de genul. Ai auzit de Robin Carter Hurricane? Robin Carter Hurricane era... Hurricane. The Hurricane. The Hurricane. Era boxer omul, l-au luat, i-au dat 19 ani de închisoare, de fapt i-au dat închisoare pe viață pentru 3 crime și i-a stat 19 ani și după 19 ani l-au declarat nevinovat. Tu ți-ai pus-o la pachet măsul de la alt invitat? Nu. Să mor eu. Nu, mi se prea că stă pe masă și am zis, am pus-o în husă, am zis, bă, asta e husa, o pun aici. Husa, să mor eu. Băi, uite o teorie, n-am auzit de ăștia, n-am auzit de ei. Era un băiat care a fost declarat nevinovat după ce a servit 19 ani de închisoare. Și pentru ce a servit această, pentru ce faptă? Pentru 3 crime. Pentru 3 crime, ok. Și teoria mea e în felul următor. Crimele au existat, oamenii au murit. Da, dar nu i-au murit ei, nu i-au murit el. Nasol, aici e nasol. Uite, de exemplu, eu sunt condamnat pentru o crimă. Da? Așa. Fac 25 de părnaie. Omul ăla n-a murit, nu l-am omorât. Genelodia o găsim după aia, după 30 de ani în Spania. N-a murit. Ies în pușcărie și l-o mor pe ăla. Mai fac încă 25 de părnaie? Sau mi-am făcut înainte părnaia pentru că l-am omorât? Nu, că dacă aș păți așa ceva, pune zic, bă, bro, eu am făcut părnaie pentru tine, dar te morți mătii și buf, nu? Teoretic, statul îți compensează cei 19 ani de pușcărie și îți dă, nu știu, sute de mii de euro. Zic așa că România e săracă. Ce și nu vrei o îmbogăție nejustificată. Dar dacă îl omori pe ăla, nu o să te mai bucuri de banii pe care ți-i compensează statul român. Adică îți dau 500 de mii de euro și ce faci cu banii aia? Ți-ai chipsuri la pârnaie, ți-ai țigări, ce faci, știi? Dar nu, cum e chestia asta? Să tu să fii nevinovat și după când ești din pușcărie... S-a dovedit că tu ești nevinovat, că ăla s-a dovedit a fiind viu. Și tu l-omori, pentru că tu pentru asta ai săvârșit. Dar te gândești că se întoarce omul, dacă e viu, se întoarce la familia lui, anunță cineva, bă, vedeți că ăsta e viu, tasul măsa cineva, nu se duce ăla în Columbia și nu se mai întoarce. Nu, îl descoper, se mutilează, se transformă și descoper prin adere și demonstrez că e el. Nu cred. Nu crezi. Normal că e așa ceva, e science fiction, dar ca idee, știi? Cum ar trebui să se procedeze? Îți compensează statul, nu te duci tu să-l omori pe ăla după ce ai făcut 20 de ani de pârnaie. Da, dacă stupid. Ești în pușcărie și știi că el e viu, nu trebuie să-l omori. Nu, cer bani de la stat. Păi el ți-a făcut manevra. Nu e ca și cum cineva a zis că tu l-ai omorât pe unul, care are nicio treabă și tu l-ai omorât. Nu, cer bani de la stat, nu e vina lui ăla că nu era mort, e vina statului că așa au judecat ăia cu procurorii, cu procesul. După 25 de ani de părnaie, ce bani să cerem în viața aia, că nu, nici banii lui Elon Musk n-au ce să mai facă după 25 de ani de părnaie. Păi tovarășul meu a făcut părnaie 6 ani și de aici din părnaie, era alt om cu aia, era omul din anii ăia. Deci 6 ani s-au întâmplat de multe încât și nu făceam față să-i explic cât de multe s-au întâmplat. Am văzut asta cu Radu Mazăre, a stat 7 ani, 6 ani și arăta foarte bătrân, a îmbătrânit 20 de ani. Bă, dă-te, bă, că l-a stat în părnaie mai bine decât stăm noi acasă, ești nebun. Nu cred. Bine, da, am auzit. Arăta rău Radu Mazăre când l-au eliberat și acum când e în libertate arată rău, nu arată sănătos acum. Și eu cred că i-am făcut bine părnaia, cât în formă de sănătate, că... Dar pe politică e corect. Cine știe câte substanțe consuma, știi, și în 6 ani de zile de lăsat? De seama că revii la pota inițială, că e numai una strălucitoare. Te stafidești, trecu. Ăla când era în libertate și era primar cu Playboy, cu fumat la bucuri, cu tras cox în mamaia, arăta bine, arăta forță, era așa îngrijit. Păi după coxul, aia, nu. Alcoolul, asta te conservă, bro. Nu, te mumifică la un moment dat. La un moment dat, dar te conservă pentru o perioadă.
Dacă te-ai văzut pe ăștia de afară mari, care bagă cu oxigen cum arată, mereu, fresh, bam, peste tot. Da, au și chirurgie estetice ceva, Johnny Depp își face dinții, își face... Bă, da, Johnny Depp, băi băiatule, ăla bărbat. Și le toți așa puțin cu inele, cu tatuaje pe mâini, cu ochelari. Ăla ține orice femeie vrei tu. Ăla cred că stă așa și zice, tu? Ia vină, fă-o. Se uită la show-urile de modeling să vadă ce-și mai cumpără. Ia ce asta? 23 de ani din Italia. Ce-și mai cumpără? Merge cu iahtul să vâneze modele în Amalfi pe coasta Italiei cu Leonardo DiCaprio acolo. Nu pot să vorbesc despre acești oameni pentru că mi se face rău. Eu visez foarte mult la o viață idealistă, la o viață de bogătaș pe care încă nu o am, știi? Și eu mă enervez când vorbesc oameni cu iahturi, cu astea, că abia am amărtă de barcă de 20.000 de euro care m-a închiuit enorm. S-o am, știi? E... Da, sunt ofticos, sunt ofticos, păi, de ce au iahturi? Cu, nu știu, cu conținut în limba engleză se rezolvă. Eu cred că poți să ajungi milionar cu multe milioane din YouTube, dar pe limba engleză. Eu cred că poți să ajungi milionar din multe alte business-uri, nu neapărat YouTube și din creare de conținut. Și fără să fie ilegal, doar că... Nu, dar ăia pe YouTube în state au CRM-ul ăla de între 5 și 15 ori mai mare CPM. Decât românii, CPM-ul, da. Au mai multe vizualizări, sponsorii lor au bani mai mulți, ăia fac mulți bani și din vizualizări. Logan Paul, care filma pădurea spânzuraților cu oameni morți în Japonia. Să zic că lumea mai zice de... Mai zice așa lumea de mine, că domne, că ce faci tu acum că faci live-uri cu apate, că nu știu ce, zic, bă, da, ok. Că nu mai ai nicio șansă la viață, că nu știu ce. Zic, bă, bro, ăla a filmat oameni spânzurați. Tu zici mie că dau două dublaje la aparate, că e mai ok ce a făcut ăla, care ăla acum este genul că super apreciat. E unul dintre cei mai cenuți oameni din wrestling, bro. Deci e... Și frasul Jake Paul își face casino, better casino, frasul Jake Paul. Deci nu că ia bani de la casino, își face el. This is Ghiduș Casino, veniți că vă dau rotii la toate. Ți-am mai explicat care e treaba. La noi nu există cultura asta de a juca, înțelegi, de a te distra. To spend money, știi? La noi în România e, hai să mergem să facem bani. Am 1 milion, hai să facem 10. Mă cheamă Suta să fac 1 milion. Da, mă cheamă Suta, mă cheamă Manetul, mă cheamă inelul să las acolo, mă cheamă laptopul, mă cheamă mama să... Îmi duc ceasul înapoi la Manetul din banca aia de unde l-am cumpărat. Știi, ideea că nu există... Am vorbit despre chestia asta înainte, nu există educație în sensul ăsta, știi? Da. Am mai avut eu niște gânduri de astea idealiste în care ar trebui, pentru că avem o țară cu risc de păcat în acest viciu foarte crescută și ar fi trebuit... Ziceam eu ca fiecare om care intră în casino să fie legitimat, să vadă ce salariu are și să aibă voie să joace doar o sumă. Cum e în străinătate. E așa? În străinătate, da. Unde? În Danemarca, în Anglia, în mai multe joci state. Joci cu buletinul și să face cât ai voie să joci, nu? Și trebuie să aduci, după ce joci o anumită sumă, trebuie să aduci acte dovetitoare că ai de unde să pierzi bani dacă mai joci în continuare. Dacă nu ai cum să le dovedești că ai de unde să pierzi, nu mai joci. Perfect, deci există chestia asta? Da. Păi se implementeze la noi în țara în care lumea vrea să se îmbogățească de pas pe mâine, bro. Că la noi nu-i prea de cazinuri. La noi e problema că avem o boală care e foarte gravă. Leprea. La noi sunt lepre. În primul rând asta cu nu mai ai nicio șansă la viață e o minciună, dar la noi, din păcate, în țară sunt văzute mai prost drogurile decât cazinourile, aparatele. Au fost influencer și Micuțu și Bordea și Dorian Popa și o grămadă de oameni care au făcut cu Vlad Cazino whatever. Nu e de parcă oamenii nu mai cumpără bilete la ei la show. Cumpără bilete la ei la show, vând sala aparatului, fac vloguri în continuare și Dorian Popa și Micuțu și toată lumea. Nu te asasinează nimeni pentru cazinouri. Eu am fost ambasador Poker Stars și am fost să reprezint România la Monaco și în Barcelona. Da, dar acolo joci cu alți jucători, când joci cu casa, Kevin Hart la masă, cu Negreanu, bro. Și atunci nu era nasol că jucam. Dar acum, că se fac bani, atunci nu se făceau bani neapărat de la asta. Am se fac bani, lumea nebunimă. Nu plătea Poker Stars-ul Regește? Poate unul dintre cele mai frumoase contractele mele a fost cu Poker Stars-ul, da. Dar
nu se compară cu banii din ziua de azi. Am înțeles. Poate pe vremea era ok, știi? Se erau niște 10.000 de euro frumoase care veneau, știi? Da. Dar trebuia să faci lucruri pentru banii aia, știi? Chiar să faci. Să filmezi, hey Kevin, this is my vlog, I have Sony ZV. Am poză cu el. Doamne. Să filmezi, să tragi 5 ore de footage acolo, să filmezi 5 ore ca să le faci la aia, jumătate de oră, jumătate de oră, jumătate de oră. Da, și știu că pui 20 de minute pe YouTube, dar lumea nu știe cât ai filmat tu de fapt și cât ai editat să le pui 20 de minute pe net. O bune, bă, dar ce mi s-a părut foarte tare la Kevin Hart, dar jur, foarte, foarte tare. Am jucat cu el la masă, nu știu ce, cu tacotare, a fost un match demonstrativ, să zic. Să zic, știi, că n-a avut o miză, știi? Da. Eu am fost selectat pentru că am câștigat turneul vlogărilor din România și din fiecare țară din Europa a venit câte un vlogger câștigător, știi? Da. Și am venit din România. A venit și Mike implicit, pentru că Mike era cel mai mare vlogger și el a fost ambasadorul Poker Stars cel mare. Și atunci am câștigat și am plecat și cu el, adică culmea culmilor, știi? Asta la Praga. Acum vorbim de Monaco, am prin faptul că Mike era ambasador în putere, nu știu ce, m-a propus pe mine. Că am mers pe nepoțeală, știi? Da, mai pasez mingea în colțul blocului, am un contract, îți pasez și ție, pasăm mingea, pasez așa și mergea, mie, frate. Pasez și ție. Dar bine, oamenii cred că au avut de ales, sincer, pentru că pe lista era și Mircea Bravo și Bromania și au fost foarte mulți pe lista de Poker Stars în perioada aia care erau asociați, știi? Da, și e și normal și mie dacă îmi vine un contract și mai trebuie să învârt ceva, îl învârt în cercul de prieteni mai întâi, înainte este să dau normal. Anunț dar pe e-jobs. Dar oamenii de la Poker Stars au avut de ales, da. Știi? Probabil că lui Broia a cerut o propunere, lui Mircea o propunere, lui Mike o propunere și din propunerea astea m-au ales pe mine. Pentru că și eram jucător, m-au și văzut live, știi, și văzuse că am habar de joc, știi? Ok, și Kevin Hart cum era ca om? Era ok, adică nu era prea îngânfat? Bă! Deci sunt mai îngânfați ăștia care au 20.000 de follow-uri pe TikTok, ești nebun? Bă, bune, au grade mai mari decât el. În ghilimele. Da. După ce am terminat jocul, mă o să zic, bro, probabil că a fost și așa pentru că am stat cu el la masă vreo 2 ore. Da. Știi? Și făcusem glumițe că, na, îmbunghisem engleză prin 2016, deja nu mai aveam probleme. Deja erai next top vlogger la SUA, la hello my dear friends, welcome to my vlog, let's go to school together, this is my high school, these are my colleagues. Jonathan, hey, Miu, Jay, Tarzan, toate nebunile astea. Let's smoke a joint, motherfucker. Fiind într-un cercul restrâns, cred că a avut și cumva o atitudine preferențială, știi? Cred eu. După ce am terminat meciul și așa, mă stai și zic, bro, mai vreau să fac și o poză cu tine, cu tare, nu știu ce. Și da, bro, haide, bam, s-a pus să facă poză. Bă, am pus telefonul să fac poză și mi s-a închis telefonul. Bă, dar crește telefonul, s-a închis telefonul. Da. Bro, fuck, deci nu știu cum să reacționez, mă, bine, ți-se la față, zic, mă, pierd poza cu omul ăsta, care, bă, o poză șmecheră din, cu Kevin Hart, o poză e chiar tare, sincer. Chiar e. Și mă, bătă omul așa pe omul, zice, take it easy, bro, take your time. Și stă în 10 minute, bă, 10 minute, până mi s-a încărcat telefonul în recepția hotelului unde jucam noi poker. Și ăsta lângă mine și a vorbit cu mine ca oamenii, bă. Mă întrebase de unde sunt, cu ce mă ocup, dacă cum e în România, că poate o să viziteze și el cândva. Bă, deci chestii... Deci nu vrea să că Kevin Hart, nu știu că o să mai vorbesc cu el, știi? Da. Atât cool a fost omul pentru mine, că mie mi-a lăsat o impresie extraordinar de bună, extraordinar de bună. Nu era la modul, eu vorbesc numai cu milionari și cu fotomodele și n-am ce să vorbesc cu tine. Chiar era un om cu cele da, pe pământ. Zis. Nu era numai, cred eu că... vorbesc numai cu Jake Paul și cu Mr. Beast. Da, că ea pe vremea era zic și așa, dar n-avea figuri de alea, eu vorbesc numai cu oameni care sunt așa. Nu, dar cred că, da, să zic. Cred că a fost și datorită faptului că eram în același cerc, știi? Da, erați cumva colegi. Dacă n-avea cum să intre acolo. Da. Altcineva din afara contextului. Era cu ea cumva colegi și... legitimație, autentificare, cu parolă, cu buletin, cu poză, cu amprentă, adică a fost un loc super securizat, știi? Și cred că de asta a și fost super relaxat, pentru că nu l-a gasat nimeni, n-a existat momente în care să fie undeva singur pe canapea, să vină 20 de femei sau bărbați pe el, poze, Kevin Hart, n-a existat momentul ăsta. Da, gen, te duci să îți iei niște blugi și te ia lumea la... Hot dog, la hot dog, la ceva. Foarte relaxat, pentru că hotelul în care eram cazați
Absolut, avea și mall în el, adică avea și magazine. Era foarte greu să intri în hotelul ăla dacă nu erai de acolo. Știi, dacă n-aveai treabă cu turneul de poker, n-aveai să cauți acolo și era foarte, foarte bine păzită zona. Ok. Totodată mai am o poveste din Monaco. Nu știu dacă pot să povestesc așa chestii grele. Da, da, spune-ne. Bă. Era în Monaco și abia aveam cumpărat mașina și nu mai aveam, bă, nu mai aveam un ban. Deci am dus 15.000 de euro pe mașină, toți banii pe care ai făcut simiu în vreo jumătate de an. Pe vremea aia cam așa se făceau banii. Destul de mulți. Pentru 2014, 15, 16. Da, era ok, era 300 de euro salariu minim pe economie, ce vorbim aici, era ok. Și apropo de chestia asta, singurul lucru care n-a fost real dintre farsele cu mine și cu Mike a fost faza când eu am câștigat mașina la FIFA. Nu i-am câștigat-o, meciul ăla chiar a avut un sens pe care l-am făcut pentru că mi-a făcut o reducere la ea. Da. Și reducerea aia de fapt a însemnat că eu am câștigat-o la FIFA. Chestia care mi-a mers foarte rău pe chestia asta pentru că toată lumea a zis că bă, nu meriți mașina aia, că ești un bulanciu, că nu știu ce, nu, pe banii aia pe care eu am, i-am dat pe mașină, eu chiar am muncit și eu chiar mi-am cumpărat mașina aia, știi, și de-aia am și vrut să zic chestia asta la un moment dat, pentru că m-a scăit toată lumea, că bă, el a luat mașina la FIFA, zic, nu mă morții, măti, eu am dat bani pe mașina, am dat 15.500 de euro, băia. Oamenii de obicei vin și îți spun ție ce să faci cu banii tăi, gen îl văd pe Jeff Bezos că e miliardar, apoi de ce nu dă la copiii din Africa, că eu făceam 10 case de copii din banii aia și vin mereu și zic tu meriți, tu nu meriți, tu nu, trebuia să faci că, asta. Că eu câștigasem mașina la FIFA și nu dădusem banii pe aia, asta se știa. Dar cine sunt ei să zic că meriți sau nu, că sunt doar niște oameni de pe internet, nu are sens. Whatever, așa s-a întâmplat. Da. Acum am dezvăluit acest mister, mașina aia, fraților, am cumpărat-o, da, din banii mei. Unde eram? La Monaco. Am dat banii pe mașină și am ajuns la Monaco. Buf, hai. Și ne cheamă, bro, la masă. Bă, șeful apucă ăsta pe Europa, n-am zis, bă, dau un șmecher de la mare rău de tot. La un restaurant, când am uitat acolo și am văzut, erau 3 steluțe, dar le-am văzut că are 3 stele hotelul. Nu, bro, erau 3 stele Michelin. Era busul ale maxim și frumos așa restaurantul, cum arăta. Am uitat acolo și în stânga, na, eu încă eram foarte emotiv și nu puteam să vorbesc așa în public foarte bine în perioada aia. Aveam emoții, mai ales cu oameni ăștia foarte importanți și mi-a zis Mike. Zic, bă, Mike care a fost, sincer, al doilea meu tată. Deci eu pe Mike l-am iubit și le iubesc în continuare. Și dacă mă sună acum așa nevoie de mine, eu o să fiu acolo pentru el, întotdeauna. Mi-a zis, bă, vezi cum te prezint că aici la ăștia pe afară, vezi că e o situație. Ăștia mereu când sunt în situația de astea, se prezintă părând fiecare cu ce face. Zic, mă. Și ce pe Mikey, care Mikey era în dreapta, știi? Și ce? Ah, content creator, ce? Vorbește 10 minute. Vine următorul. Ah, mă, CEO, nu știu ce, mulțumesc. Bun, ok. Următorul. Și vine asta, penultima. Și ce, probabil că mă știți, sunt fosta nevasta lui Bruce Willis. Zic, ce, mă? Să mă arăt, unde am ajuns? Și vin eu. Zic, hai, ai ales ghiduși în România? E, dai, mă, prancăr! Am adus capul, mă, să zic. Bă, atât! And nice to meet you! Bă! Câți ani aveai atunci? Păi, 18 ani, 18 ani, okay. Mașina. M-am fost groseto. Mă, eram așa un pic panicat. Și acum, eu știu că nu mai aveam, bă, aveam la mine 50 de euro toți banii. Bă, 50 de euro! Urma să-mi intre banii de pe campanie, urma să-mi intre vreo 2-3 mii de euro. Dar nu intrau, că era sâmbătă, trebuia să-mi intre luni. Și mamă, să-i zic lui Mike, să-mi zic lui Mike, ce fac? Mă uitam, era, venise meniu, n-avea un preț meniu. Băi, n-avea, și nu mai poze, că mâncare fără niciun preț. Și mamă, ce fac eu aici? Ce să-mi comand? Ce să pot să-mi iau de 50 de euro? Că nu, cred că nu știu ce. Și zic eu lui Mike, bă, Mike, cum stai cu cash-ul? El tocmai ce plătise studiourile, aparatură, plătise vreo 200.000 de euro, gen mulți bani. Și rămăsese și el cumva în panică, știi? E, mai mult de 50 de euro sigur avea, n-avea cum. Da, dar n-aveam să plătim nota ce mâncam acolo, amândoi la un loc, că și-l așteptat banii tot lumea să intre. Zic, bă, Mikey, bă, tu te-ai uitat în meniul ăsta, o rămâne cu el. Ce? Zic, nu pasă la asta.
Le vorbea în română, da, să nu înțeleagă fosta nevasta lui Bruce Willis. Stai puțin, că afacere aici între noi. Zic, bă, ce facem? Mâncăm? Stăm pe mapă? Ce frame facem noi aici? Bă, cum arăta cu un restaurant? Boss, cu niște candelabre de-aia se venea până pe masă. Pe masă, cred că era aur, mă, ăla de la aur. Ea, cred că erau din aur. Lemn pe pereți, lambriuri din lemn masiv. Băi, atule, cum arăta locația? Filmări pe telefon. Și mă rog, zic, bă, ce facem? Ne comandăm, mă, plătie ăștia nota, nu plătie nota. Ce facem? Și facem aici, lasă-mă, ce e, să analizez. Se uită mai cheșea pe ei, pe toți. Mă vede pe busul ăla, bă, mă vede pe fata la noi de la marketing, că vorbește cu ea. Și facem aici, ghidușule, comandă-ți, mă. Bă, dă-i drumul că plătesc ăștia. Și mi-am luat, vericule. Mi-am luat și vin, mi-am luat și sushi, mi-am luat și de toate. Ai făcut ghidușul mare? Păi de atunci a început să expandeze. De când plătea la Pucărstar. Bă, și vine nota vere și mi-o pune mie în față. Și mă vine ăla. Zic eu, aaa, no problem, Caterinca. Dacă mă îmbătase, mă, stai seama. Încercase să intru Caterinca cu ei. Și îți deschid nota, bossul la mare vine și pune la... On me. Zic, no, no, no. Yo, nu, nu, on me. Ah, ok, bine. Și pe albachii zic, a rupt să ne bulesc. N-a fost mult nota. Am fost vreo 6 ani și vreo 12.000 de euro. Oh, a fost ceva. Toți banii pe care ai făcut în jumătate de ani. Ce vorbești, mă? Bă, dar a fost experiența culinară de acolo, a fost extraordinară. Da, i-a simțit Mikey Hașu. Bă, voi ne-ați invitat la masă. E ca și când inviți o tipă în oraș, tu ai invitat-o, tu plătești nota sau ceva. Fix așa i-a simțit. Bă, ne-a invitat marele director de la Poker Stars. Bă, asta cu cazinourile, pe lângă faptul că nu te îngroapă, că poți în continuare să vinzi bilete, să fii relevant, asta unul la mână. Bă, dar pokerul e diferit, că te joci împotriva la alți jucători, dar la jocurile de cazino împotriva casei, casa întotdeauna câștigă. Eu zic că am lucrat pentru cazino înainte să-mi dau demisia și eram dealer la Blackjack. Cum câștigă cazinoul la Blackjack? Jucătorii mereu încep primii, au șansa cea mai mare să depășească 21 și să piardă și să dea banii casei. După aia e irelevant dacă dealerul casa trece și el de 21 sau nu, că deja jucătorii au pierdut și i-au dat banii. Dacă era un joc 100% fair play, era ca pokerul, acum încep eu primul, acum încep tu primul, acum sunt eu big blind, acum ești tu big blind sau small blind. Dacă un jucător începe 100% mereu și în afara poziției, e clar că are avantaj casa de acolo. Știi? Și îmi place mult Blackjack-ul. Da? Da. Dacă ar fi fost un joc corect, începea și casa, nu numai jucătorii. Da. Așa e, nu m-am gândit niciodată. Chiar niciodată. Teoria asta e foarte bună. Și de asta îmi place pucărul acum mai mult în ultima perioadă și mă gândeam chiar să-mi organizez un turneu, știi? Sunt mulți oameni pe live care îmi scriu, bă, hai să facem un pucăr, hai să nu știu ce. Nu merge așa să faci pucăr neoficial, știi? Nu e legal. O combinație de poker, dar să fie și vorbit între ei. Au încercat la un moment dat comedianți, Teo, Micuțu, ăștia să facă când se joacă poker și vorbesc, dar n-arătau niciodată cărțile. Și la Țara Arde, la fel, Bromania cu Micuțu și cu Vio, să vezi, domnule, facem podcast când ne jucăm poker, dar n-arăta niciodată cărțile, ce se jucau acolo, ce se joacă, știi? Pe la modul ăsta aș vrea să fac o masă oficială care să se citească cărțile. Ok. Am sau... oportunitatea deja, adică am fost contactat să fac chestia asta, dar sunt cam ocupat. Sau cu o cameră de sus să filmeze masa cu cărțile, cu toate astea? Nu există acum. Am pe cineva care se ocupă de așa ceva și m-a invitat să fac turneul meu la ei în cazino, știi? N-am avut timp să fac asta, sunt bine primit oricând. Îți citesc și cărțile, au și camera de sus, adică au regie de live specială pentru transmiterea live a unui meci de poker, știi? Ok. Și la Blackjack poți să faci asta la fel. E dealerul împotriva clienților și se strâng toți la o masă mare, mare de Blackjack și vorbesc cu dealerul în timpul jocului. Tot la fel pe aceeași chestie. Cu e mai simplu ăla, să faci o transmitere live la Blackjack decât la poker. Da, pe Blackjack-ul se joacă online. Eu când lucram la casino, nu știu, probabil Doc lucra la casino fizic cu clienți care dau cu pumnul în masă. Eu lucram la casino online și oamenii dădeau comentarii cu foc, foc, foc și când pierdeau și când câștigau.
Ce-ai păceat ăla că mai spune? Din toate colțurile și erau oameni care aveau comentariu scris în chineză, numele lor scris în chineză și le ziceam box 4, box 5, că nu știam să le citesc numele. Și mi. Nu, dar e frustrat, mă, când ai la Blackjack, cel puțin, când face dealerul de 7-8 ori la rând, 20-21, te ia spumele. Bă, deci tu mai ales că ți iei un 11 de la, știi, îți vine un... Îți vine un as, de exemplu. Nu, stai că sunt prost acum. Îți vine un 6 cu un 5, știi? Da. Și te double. Logic, nu? Dacă ești bazat. Da. Și faci 20. Păi și faci la 21 și are 2 în mână și dă 3, 5, 5 și un 6. Te ia spumele. Cel mai distrugător mi se pare când are dealerul show card, are 10 și hidden card-ul e un as și face 21, dar are 10-le și nu-ți dă șansa să ia asigurare în ceva. Da, da. Da, cum, cel mai urât când are dealerul 10, 21. Da, că poți să ai asul și face 21 căle și nu mai poți să te asiguri să pierzi doar jumătate cel din mai, bani. Cel mai frumos joc pentru mine e să aibă dealerul până în 5, să aibă un 3, un 4, prima carte. Cel mai ideal ar fi să aibă un 4. Ca să-i dea după aia un 10 și după aceea încă o carte mare, știi? Blackjack-ul e făcut ca să pierzi pe termen lung. Eu am prins un jucător care avea 14 victorii la rând. Ăla a fost cel mai mare strike de victorii pe care l-am văzut, 14 victorii la rând. Când ne arăta consola câte victorii aveau la rând, dar nu ne arătau și câte pierderi aveau, că aveau 9-10-11 pierderi. Și ăla era cel mai mare strike de victorii. Dar pe termen lung te curăță, nu există. Să faci profit. Vezi că joacă el în boxă? Ce anume? Vede că joacă el în boxă? Da. E moment că zice că nu văd. Vezi, la unele cazinouri vezi, la Evolution Gaming, la alte gen Pragmatic Play nu vezi. A, deci joacă. Nu vezi, la Pragmatic nu vezi. Nu. A, deci nu mint. Nu. Bă, și era un cazino, ne plătea și puțin bani și atunci făceam caterincă de oameni pentru că au puțin bani și pierdea toată masa, le ziceam this is it, dear players, back to poverty. Ne trimiteam la pui sărăcie și strângeam cărțile, ziceam you came here to have fun, not to win the game. Dai-te de afară. Nu, mi-am dat eu demisia. Am dat eu demisia. Deci ai dealer, ți-a dat demisia și după aceea devine dealer din nou? Nu. Nu, am lucrat la casino 7-8 luni, am avut succes cu podcastul, cu trebuie cineva să vândă și droguri, prietene, și Vladone, și de acolo mi-am dat demisia. După 7-8 luni de lucrat acolo, mă trezeam la 5:30 dimineața ca să mă duc la casino. Dacă povesteam asta cuiva, îmi zicea oamenii că-s dement, că nu înțelegeau că eu lucrez acolo. Și câți bani se facem? Bă, puțin, 800 de euro, ceva de genul, era salariu acolo. N-aveai voie să iei bacșișuri. Mult? Da, dar erau puțin bani. N-aveai voie să primești bacșișuri pentru că se considera că te corup jucătorii dacă iei bacșiș de la ei. Cata, acum ții cu John, că John îți dă mereu bacșiș. Ce să ții cu ei? Ce poți să faci? Să ascunzi cărțile, să ai cărți în mânecă. Ești filmat, bro. Nu știu, au mai fost oameni. Nu te lasă cu cămașă, cu nasturi, pentru că au fost oameni care au avut camere în nasturi și cămașa are nasturii acoperiți la Evolution. Și îți dă și complaint de la strike dacă ai nasturi în cămașă. Deci dacă vii cu altă cămașă, ții tu o cămașă albă din târg și are nasturi, ai, nu mai primești bonus la final de lună. Îți dă un strike de la pe asta. Dă oare merg fake-uite astea? Ai găsit vreo variantă de fake-uit? Nu. Nu există, nu? Nu. Nici nu-mi păsa așa de mult. Oamenii angajează oameni care nu sunt jucători. Adică dacă vrei vreodată să te angajezi într-un casino, tu să le zici că n-ai treabă cu casinoul, sunt șanse mai mari să te angajeze decât să zică că ești, dacă să zici că ești un jucător înrăit. Pentru că oamenii îți interzic să te joci și la casinoul lor și la alte casinouri partenere când te angajezi la ei. Și la care e jucător înrăit, sunt șanse mai mari să nu respecte regulile, să se joace de pe alte conturi, să-și facă alte conturi, să se joace. Tehnoase. Asta e Ricardo Villalobos în Elveția cu Luciano. 2023 mix, așa începe. Hep, 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 hep. Mă șochez să mor de mine. Eu asta ascult în timpul liber, fac curățenie prin casă cu șervețele umede, pun tehnoase pe fundal. Așa? Da. Bine, și eu ascult dubstep când sunt singur și nu mă ascultă lumea, pentru că nu pot să ascult dubstep cu lumea de față. Când nu înțelege nimeni, poate doar goșii la care face dubstep. Ăla mi se pare și mai violent și mai agresiv, mă panichează dubstep-ul.
asta s-a asculta, știi? Pentru da. Că te bagă într-o stare de dans, de mișcare, da, pum, ta, pum, ta, pum, ta, pum, ta. Mi se pare nu știu, mi se pare prea agresiv, mă ia prea tare și psaiul ăla îmi dă prea multe bătăi pe noi și zic că explodează boxa acum, ce se întâmplă? Aoleu, ce-mi plăcea, bă, mergeam la arenile romane, la arena DNB pe vremuri. Tu ești din Mangalia, zici, n-ai fost, tu de când ești din București? 2017. Am prins Bucureștiul spălat, fără băieți de cartier, cu petreceri de tehnoase, cu alte vremuri. Nu mai era la modă să ieși cu prietenii la colțul blocului, era la modă să ieși în bar, în club, să-i chem la tine, la chirie. Nu știu, moda asta n-am pus niciodată. Care e asta cu să ieși la colțul blocului? Da, n-am... N-ai bani de club, stai în Sălăjan sau Socului, o să o arzi unde? În colțul blocului. Versuri rap adevărate. Nu, eu am copilărit în Vroiască. Și n-am stat la casă. N-am avut colțul blocului la îndemână. Mergeam la bunica mea, dar... Păi așa rar. Bine, bunica mea sunt foarte departe, în Colentina. Adică la 3 km, știi? Da. Dar mie nu mă lăsau, au fost foarte strict cu mine când eram mic, nu mă lăsau să ies afară. Când eram mic, știi, să-mi dea voie până la 7-8 ani, de exemplu, să ies pe stradă, să mă umblu de nebun. Pentru că am fost un copil foarte bolnavic, știi, am fost foarte bolnav și foarte... Așa era și la mine. Internat, știi, am avut foarte multe probleme de sănătate până pe la vreo 7 ani, 6-7 ani. Și le-a fost frică să mă lase afară, că poate poți ceva, știi, că au umblat foarte mult cu mine. Și poate pot să-i înțeleg, poate pot să-i înțeleg. Dar pe altă parte, toată copilarea mea a fost frustrantă pentru că nu puteam să ies afară să mă joc cu copiii unde voiam eu. Dar, în locuri, cum se numesc, supravegheate, mă lăsa să fac ce vreau, știi, afară, okay. Știi? Adică noi aveam un restaurant în Băneasa, e și acolo toată zona aia, mai exact lângă grădina zoologică, știi? Și eu eram în grădina zoologică ca și cum eram în sufragerie. Deci eu mă duceam la Leu, la Marc, ca așa-l chema, și intram în cușcă la Leu, mă jucam cu Leu, când eram mic. Ca să înțelegi, atât tâmpit eram. Mama nu știa, bineînțeles, mama a aflat că eu sunt atât de handicapat când am venit pe terasă la noi, pe terasă în restaurant, cu un tigru, bro. Cu primul tigru născut în România, cu tigru care se numea, era o fată, se numea Luna. Eu eram foarte un prieten cu Ianis, cu băiatul directoarei de la grădina zoologică, și nu vreți să știi ce făceam acolo. Adică, teribiliști ca noi, bă, aveam 90 ani și... Și ați luat tigrul în lesă și a zis... bro, și a venit cu el pe terasă. Ești nebun? A zis, mama, ce e ăsta? Zic, tigru. Bine, avea 3-4 luni, dar era pe așa. Era pisică pe steroizi, era câte un câine, da, știu ce zici. Bă, știi, era jucăuș, că noi ne-am prins când era atâta, știi, dădeam să mănânce cu biberonul, știi, am fost foarte apropiați de ea. Te lăsau părinții să faci vloguri sau ziceau ce e prostia asta? Băi mei au fost cei mai mari fani ai mei și cei mai mari încurajatori și m-au susținut în tot ceea ce am vrut să fac în viața asta total gen. Deci m-au încurajat foarte, foarte, foarte mult. Și le-am spus că vreau să fiu... YouTuber n-au zis ce e prostia asta, fă-te programator de la tastic. Păi stai, YouTuber, am fost magician, am fost BMX-er, am fost luptător... Am fost skater, am fost de toate. Știi? Da. Căci mama a avut o melic la un moment dat, când aveam vreo 5-6 ani, a încercat să-mi găsească un sport la care să mă, știi, să mă duc. Și mama, fiind obsedată de perfecțiune, că asta e mama, nu m-a lăsat să-mi pierd timpul la sporturi la care nu am fost bun. Știi? M-a dus la not, am făcut în not o perioadă, și a întrebat pe profesor după câteva luni. E cel mai bun? Și este în primii 3. Nu e cel mai bun. Nu, dar e în primii 3. Bun, de mâine nu mai vine. După aia se spune profesor, haideți doamnă că e cel mai bun, mai plătiți în 5 luni de abonament. Nu, că nu, măcar nu se plătea abonament înainte. Era jucat la stat, la Dinamo. După aia am făcut polo și la polo am fost foarte bun și m-a lăsat, dar pe mult timp, în vreo încă 3 ani. M-a dus la basket. Tu nu e bun? Nu prea. E așa, așa. Are potențial? Da. Dar nu e cel mai bun. Nu. Nu mai vine de mâine. M-am dus la atletism. M-am dus la, bă, la toate sporturile din lume. Și la un moment dat m-am dus la aikido, știi? La lupte. Și
după două luni vine la un profesor și zice, domnule, cum e bun? Și face asta, doamnă, e cel mai rău copil pe care l-am vreodată ca și elev. Dă-i bun. E cel mai bun pe care l-am avut. Îți plăcea violența așa, să le dai la bucătul. Nu, bucătul, bucătul. Eram, bă, eram un copil oribil. Ca și caracter, eram oribil, pentru că ai mei aveau bani. Și ei nu aveau așa mult timp să stea neapărat cu mine, știi? Și bă, mi oferau bani. Mă duceam la școală, dădea 100 de euro pe zi. Și la școală mă duceam și, de exemplu, luam un box de Sprite, știi? Și puneam copiii, deci îmi cer scuze, acum mă și închin, cât de oribil puteam să fiu, deci nu pot să mă regăsesc, dar recunosc chestia asta pentru că a fost parte din viața mea, știi? Cu toate că nu mi-aș fi dorit să fac chestia asta niciodată. Luam câte un box de Sprite și puneam copiii să facă flotă dacă vrea să bea un Sprite. Deci jur că nu mi-a stat în caracter, vreau să mai fac chestia asta, știi? Da. Dar am fost la modul ăsta și vreau să zic că prin Aikido m-am disciplinat, pentru că sensei m-a luat și m-a bătut. M-a bătut și a zis, bă, mama, doamnă, aveți un copil handicapat. El este, adică mă duc că gen rău. Făceam ca toate alea pentru că nu-mi pot să dă nimic, că știam că sunt șmecher, morții măsii, nu mi se poate întâmpla nimica. Eu le arătam curul alea la after school, unde mă duceam, mă dezbrăcam în curcuș, le arătam la curul, zic, toți vă dreacu să vă ia. Și sensei m-a luat, m-a bătut și m-a dus pe calea cea bună, bro. După un an de Aikido, m-am schimbat total. Ce zic astea cu sprite-ul și cu astea era clasa întâia, a doua, știi? Da, după aia ți-ai văzut că se întâmplă ceva, dar ai păstrat cumva din nebunia aia, zic într-un mod pozitiv, ca să te duci după aia să faci chestii pe stradă, să întrebi trecător, domnule, mă simt singur. Clar mi-a rămas ceva, pentru că astea rămân, sunt din direct consider eu, știi? Adică n-ai avut o rușine când te duci la oameni să faci farse cu ei și chestii nu, pe net? Nu. Nici acum n-am pus să mă duc să întreb ce ai. N-ai nicio genere, uite, deci întreb, hei, fata, îmi place de tine sau whatever, bă, mă simt singur, hai să vorbim sau ceva, sau ce număr ai la Adidas? Vrei să vorbești cu mine? Mă simt că mă simt. Nu așa, la străin, da, la bă, grupul, ce, la... Ce, tu ești un cunoscut, noi ne-am văzut două ori. Da, clar, am văzut la ce făceai pe net, că erau grupuri de oameni, gen, nu era un singur om, erau și 3, 4, 5 oameni și îți dădeai seama că se uită. Tot absolut. Grupul, toată lumea. Și asta vreau să zic că Aikido m-a disciplinat foarte mult și m-a dus pe calea, cred eu, cea bună în viață. Pentru că Aikido înseamnă energie, înțelegi? Disciplină și drum, cale. Știi? Asta înseamnă Aikido. Și mi-am găsit, să zic, calea așa, disciplina prin Aikido, știi? A fost foarte complicat pentru că nu eram integrat în niciun grup de copii, deci eram de nesuportat, bro, deci de nesuportat. Știi, și ai mie, cred că de asta m-a ajutat multe sporturi să-mi găsesc ceva, o pasiune, că eram foarte agitat, cred că am adecajat și acum. Da. Să te integreze, bă, tu ești în grupul ăsta de copii, mergeți tot și alergați asta unul la mână că faci același lucru cu tot grupul și să vezi niște, nu știu, niște disciplină cum ar veni. Bă, tu vii la ora asta la antrenament, faci asta și asta. Nu mănânci jumătate de oră înainte, oră. Că și-o am făcut box 2 ani și la fel n-avei voie să mănânci. Nu, la sensei, altă treabă. Apropo, pe calea asta vreau să-i mulțumesc senseiului meu, Marie Joniță, care a fost... Pot zic că... omul care mi-a arătat că viața poate să fie extraordinar de frumoasă și dacă faci ce trebuie, nu numai ce vrei, da. Să zic așa, într-un mod drăguț. Că cum mi-a zis-o el, nu mi-a zis-o chiar așa, mi-a zis cu bastoane multe pe cărcă. Ideea că mergeam în cantonamente și în cantonamente eu tot mai aveam stilul meu. Bani, vă cumpăr pe toți, făceam, cu tare. Bă, și când venea să și-mi futea una pe ceafă, Bă, mă reseta. Și mama cu tata n-a avut bau-bau. Să zică, vezi că sunt patie bau-bau. Mama zicea, vezi că sunt pe sensei. În halul ăsta. Înțelegi? Da. Dar la tehnică era foarte bun. Știi? La sport în sine. Și cred că asta l-a făcut pe sensei să țină la mine. Că nu știu de unde ta răbdare a avut cu mine. Știi? Că după aia să devin instructor și să am eu grijă de grupul meu de elevi și să merg cu ei în cantonamente, știi, și să îi disciplinez, știi? S-au întâmplat lucrurile într-un fel foarte mișto. Ai ajuns și instructor să-i disciplinezi tu pe alții, tot așa cu bastoane? Da, am toate actele în regulă. Adică, vorbim de acum pe partea legală, sunt instructor cu acte în regulă, da?
și instructor. Zic că am centura neagră cu nu știu câți ani, dar se înțelege prin faptul că... Vezi, m-am rămăsese o rămășiță de laudă de pe partea aia. Am centura neagră lângă Hermesul ăsta și Gucciu. Nu, era o laudă să zici că ai centura neagră cu 7 ani, cu 6 ani. Da, durează ceva. Să durează că un an l-ai după un an, 2 ani după 2 ani, după ce l-ai pe la 3 ani după 3 ani. 7 ani, 7 ani. Da. 7 ani, 7 ani. În manele. Și am practicat de la 6 ani până la 21-22 de ani. Aikido. Ok. O, ai făcut ceva. 16 ani de Aikido. Am avut o perioadă care m-am mutat în Spania, cu ei mei, am stat 2 ani de zile acolo și aveam centura albastră. Și m-am dus la antrenamente, că am găsit sală, nu puteam să mă întreb, că era sportul de care vreau să mă țin toată viața, știi? Dar știai spaniol, adică dacă zicea senseiul andale, andale, tu înțelegi ce-ai zis? Stai puțin, că în Aikido vorbim japoneză. Nu poți să cred. Cum vorbea? Pula mea. Am crezut că e cara box, zice 1-2, 1-2 și ăla zice 1-2, 1-2. Nu, păi. Ești Nissan și Gorok și Chachi cu Ju. Vorbești pe japoneză, că de-aia poți să practici sportul ăsta în toată lumea, știi? Că nu trebuie să ți explici omul, știi? Mayokemi este că mergi în, că faci rotirea către față, știi? Da. Ushiro-kemi, că faci în spate, e Ushiro, știi? Și Mai, care e față. Înțelegi? Mai este Yoko, care este lateral, și întotdeauna poți să combini cuvintele încât să înțeleagă ce vrei să faci. Plus de asta sunt procedele care nu poți să le zici. Cum de exemplu este Shihonage, da, un procedeu care în română s-ar traduce aruncarea în 4 colțuri. Nu o să zic că aia niciodată în Spania, știi, din aruncarea în 4 colțuri. O să zic că tot Shihonage. La box nu e așa, uite, la box bine, îți zice, bă, 20 de flotări, 30 de alea, trebuie să știi niște numere, sau 1-2, 1-2, dar îți și arată așa sau așa cu mâinile și atunci chiar tu, dacă nu știi spaniolă, să te duci la box în Spania, vezi că faci el așa, faci și tu așa, sau dă cu mâine așa. Da, înțeleg că oricum și boxul are un dicționar internațional al lui. Dacă îți vorbește în spaniolă 1-2, 1-2, croșeu, up, croșeu, percuci, nu știi cum se zice la croșeu în spaniolă, vezi pe ăla că dă așa, gen, îți arată. Și atunci înțelegi din felul cum a dat cu mâna, nu neapărat. Ca să-l... Croseo, croseo. Croseo, 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 upercuto. Upercuto. Spune-ne 3 motive pentru care te-ai mutat în Spania, în Barcelona, și încheiem cu asta podcastul. 3 motive. În Spania nu m-aș muta, m-aș muta în Barcelona. Catalunia, așa, se desparte de Spania. E Catalunia, mi niño, vamos! În Barcelona m-aș muta, în primul rând pentru că am cunoscut unii dintre cei mai minunați oameni acolo, din întâmplare. Eram în luna de miere cu soția mea și ne-am pus la o terasă pe o ploaie, random, ne-am așezat la o terasă să ne adăpostim de ploaie, știi? Da. Și în timpul ăla erau lângă noi acești prieteni cu care ne-am super împrietenit și de care acum suntem foarte apropiați și am plecat deja în concediu din altă țară împreună, știi? Ei ne-au arătat bine. Noi mai mersesem de vreo câteva ori în Barcelona. Ne plăcea deja Barcelona, dar după ce i-am cunoscut pe ei, ne-am dat seama cum trebuie să mănânci, unde trebuie să mănânci, cum, pe unde trebuie să te duci. Adică, ideea e că nu mai merg în Barcelona ca turist. Mă duc în Barcelona ca să să trăiesc ca un localnic. Asta mi-a plăcut și mie. Da, și când am fost în Hamburg și când am fost în alte orașe, bă, nu mă duc neapărat în locuri de turiști, San Pauli, centru vechi. Mă duc să văd, ia cum arată cartierul ăla, Altona Nold, Altona, cum arată parcurile, cum arată blocurile, sunt comuniste, da, sunt frumoase parcurile, ce prețuri au la Lidl, ce, cum merge metroul, tramvaiul, autobuzul, cum arată oamenii, știi? Ei stau în Garcia, este o locație extraordinară. Mamă, era zic în Spania, era zic muy cerca de la Sagrada Familia. Nu, e puțin mai în spate Garcia, Sagrada Familia e pe lângă apă și Garcia e în spate. Da, sunt 2 km. Da. Adică e ca și cum ești la Herăstrău și zici că nu ești aproape de Arcul de Triumf. Da, stai la Tineretului și nu ești aproape de centru vechi sau ceva. Exact. Okay. Ești foarte aproape, da, știi? Pentru că este... Barcelona este și foarte împrăștiată, știi? Nu e cum e Dubaiul, care e concentrat tot sus, știi? Într-un loc, știi? Da. Barcelona e împrăștiată, știi? Nu au clădiri înalte foarte multe, știi? Se păstrează regimul ăla de înălțime, să nu strice priveliștea, să nu, nici nu sunt corporații așa multe, dar și regimul de înălțime. Dar că totodată că nici
nu se permite închise, sau cum se spune, cu tremurile, cu plăcile tectonice, pentru că la noi în România nu văd de ce nu s-ar fi construit un zgrienori, pentru că avem mulți oameni care ar fi făcut asta din grandomanie, gen, să ne înțelegem, știi? Și avem doar sărăcia aia de Sky Tower, da, care e o mizerie, n-ar arată zgrienori. Care nimic, care pare de cu care 30 de etaje, 40 de etaje. Are Asmita Gardens acolo și n-are... Și dar ăia în Dubai când construiesc un deșert, nu e... E și da, acolo cred că plătesc, cred că contează foarte mult plăcile tectonice, cum sunt așezate și gradul seismic sau ceva, nu-mi dau seama. Deci am înțeles, deci am vorbit cu oameni care construiesc, mi-au spus că la noi nu se pot construi clădiri înalte din cauza faptului că am avut cutremure antecedente, cutremure dezastroase în România, știi? Păi și la Spania, la Barcelona, cum ți se pare societatea? Ți se pare niște oameni mai veseli, mai ok decât românii, mai, nu știu, neașa, îngândurați, needucați în gambling, în viață, în sine? Păi, prula, aia nu există bar fără aparat păcănează, nu există bar. Nu există bar în care să nu există aparate de jucate, să ne păcănează, nu există. Nu există și nu nimeni dependent sau să zici că se duce să se îmbogățească. Toată lumea joacă la lotul de fan, toată lumea se joacă la păcănele de fan, trebuie să bea o bere, bag 3 monede, mi-a rămas restul, 3 euro, îi bag la păcănele. A făcut 10 euro, Caterinca, mai dăm 2 beri. Nu e la modul, bă, îmi pun telefonul la amanet și ceasul ca să mă nu mai există, joc dar aici. Nu am văzut niciun amanet în Barcelona. N-ai văzut amanet în Barcelona? Ok. N-am văzut, chiar nu, nici m-am uitat, dar nici n-am văzut, cred că observam. Da, oamenii sunt foarte prietenoși și foarte veseli, bă, și au un stil de viață mult mai mișto, adică oamenii care au sunt văznici, da, și au peste 60 și ceva de ani, 70 de ani, 80 de ani, bă, nu există să nu iasă o dată pe zi la restaurant. Da. Păi la noi când ai îmbătrânit, la noi ca să fii bătrân, deja e totul trist, mamă, sunt bătrân, stau în casă și mi-aștept moarte. Da, și stai la TV și te uiți, pentru că nu-ți dă statul nici ajutor cu chiria, nu-ți dă statul nimic, nici medicamente, nici n-ai pensie 1000 de euro. Nimic, să... frate, cu nimic. Bă, în Spania dimineața vezi oameni care ies la o midie marinată să-mi bea un vermut, un pahar de sangria de dimineață, la 9-10 dimineața ai vezi frumos cu paharul în bot și cu midia, cu dezaiunul frumos să mănânce, să cutare. Când vreodată vezi tu la noi boșoroși pe stradă, bine, la noi păstă și senile, mă, nu știu cum să zic. Sunt foarte răi oamenii. Bă, și se pare răi că... Sunt foarte răi la bătrânețe, sunt foarte, foarte răi oamenii care sunt bătrâni. Știi bătrâna aia care zicea să te duci să te joci la scara ta și arunca cu ulei pe copii sau ceva să-i păteze, să se nu ducă? Nu știu pe bătrâna aia care mi-a zis, hai mă, golani. Da, aia. Da, sunt, au, nu știu, i-au părăsit copiii, s-au dus la muncă în străinătate, li s-au întâmplat niște lucruri în viață de au devenit așa da, răi. Da, nu știu, sunt și oameni care n-au nici pe dracu, dar vor să fie răi, știi, gratuit. Au stat la coadă prea mult în vremea comunismului și au făcut ceva. Adică, pe bune acum, zi-mi o poveste în care ești la țară, nu știu, eu zic de la nevastă mea care ia copilul la ferminți, a avut binecuvântarea de la Dumnezeu să aibă parte de țară, să meargă la țară, să distreze copiii la țară. La mine țara mea era în Colentina, deci între blocuri. Știi, și toți copiii plecau la țară și eu rămâneam în București singur. Așa era la mine în Mangalia și bunicii din partea lui mama și din partea lui tata erau în Mangalia și rămâneam la modul mă duc la 5 minute din casă la bunici și 5 minute la alți bunici. Și aia era. Acum zic tu așa, din poveștile celor care mergeau la țară, exista, să zică, mamă, baba aia de ne fura mingile, de ne spărgea mingile, de arunca cu apă pe noi, să nu lasă să trecem pe acolo, nu, pe o stradă. Ne, exista, nu? Să auzi. Nu, n-auzeam. Să nu auzi că există întotdeauna un babă, un bătrân care nu suportă copiii pe stradă. Știu sigur că erau la bloc, aia știu sigur. Ai, stă la bloc? Da, la bloc aia era sigur, nu-ți mai dădea mingea. Nu erau. În București n-am, poți să-mi dea mingea. Deci asta zici că era societatea în sine că au mai ok bătrânii și mâncarea? Astea sunt două chestii. Poate și libertatea în sine, faptul că, nu știu, poți să fumezi iarbă dacă vrei în Barcelona, te duci într-o parc. Bă, da, miroase peste tot. Miroase marocoarcă peste tot. Deci peste nu tot. E la modul că îți dă poliția 600 de euro amende, că altfel nu mai mirosea peste tot amahoarcă. Bă, nu, sunt... Cred că sunt mult mai domestici cu turiștii, pentru că din asta fac bani, frate, deci pe bune acum, știi? Am văzut, e un club de ăsta de cannabis care se numește Circulo, ceva de genul, și are 1000 de review-uri de 5 stele pe Google Maps. E cunoscut de 8 ani, se ducă aia acolo. Fac bani. 5 stele din 5? Are 4,8 sau ceva, dar are 1000 de review-uri de 5 stele. I-au mai dat și review-uri mai proaste pentru prețuri sau ceva.
Dar are review-uri multe. Nu ales asta cu review-urile negative la chestii care sunt pur și simplu strict personale. Când ai un review unui restaurant, nu-l dai din punctul tău de vedere exact. Da, din prețuri, adică ăla dacă se marketează ca un club mai finuț de cannabis și atât mai ok canapelele locul, ăia îți pun 30 de euro taxa de intrare ca membru și tu zici, la alt club era 15 euro și tu le dai o stea doar pentru că e 30 de euro taxa de membru, dar de ce nu te duci la ăla de 15 euro? De ce se ia obligat să pună 15 euro dacă au luat canapele? Ca și cum duci în Dubai, bro, să mănânci la alt nostret și zici, e scump. Păi, morți, uite, dar știi că e scump. Îmi dau o stea la Mercedes-Benz, că n-au modele ieftine. Bravo, mă, uite, exact. Așa asta nu ales, că eu cu restaurantul poți să vină lumea la un restaurant, știi? Sau să nu vină, să-mi dea review negativ strict pentru că nu mă galește pe mine, știi? Sau că nu le-au plăcut pozele, se uită pe net la poze cu restaurantul tău, la meniu, îți dau o stea. Eu ar trebui făcută ceva cu chestia asta, cu Google Maps, să nu poți să dai review dintr-un loc decât dacă ești în momentul acolo, pe locație. Sau să poți să demonstrezi că ești client și că ai comandat. Da, sau așa. Da. Corect, nu? Să n-ai voie să dai o stea la penitenciarul Rahova dacă nu le dai cazierul înainte să vadă că ai făcut pușcăria acolo. Și în basă, n-am neapărat. Nu ai permis, nu? Nu. Să trebuie scooter, bro. N-ai să faci un scooter. Că e foarte întins să știi să mergi. Nu, e alt vibe. Scooter, înțelegi orașul. Pentru că cu mașina, în primul rând, nu poți să oprești nicăieri să parchezi. Deci nu, te gândi la că există parcări în Barcelona. Renunță să crezi că există parcări. Da, nici de alea subterane, nici ceva. Sunt, dar nu te ajută că mergi mult, știi? Transportul comun e foarte bun, dar nu este benefic pentru tine pentru că tu nu stai acolo o lună ca să te plimbi. Tu stai acolo 4 zile, tu ai nevoie să mergi instant dintr-un loc în altul, știi? Și scutul este cel mai facil lucru pe care poți să-l ai. Dar probabil că poți să-ți închirezi trotineta electrică. Care cumva pe acolo. Nu știu, o să merg cu autobuzul, să văd cum merge autobuzul, metrou, taxiul, toate, okay. Să mă mănânce Boltul de bani, merg cu toate, explorez. Nu Bolt, ce... în Barcelona nu există Bolt și niciun Uber. Ba da. Există, dar nu-ți vine. Ei folosesc Freenow. Ah, ok, îl știu din Germania, da. Deci dacă vrei ca să știi să folosești Freenow. Ok. Da. Cam atâta, domnule, mulțumim frumos pentru acest podcast. Și ne mai trebuie partea a doua și a treia, că n-am vrut nimica. Da, mai facem partea a doua și a treia, cum să nu, după ce mă întorc din vacanță. Mulțumim, Ghidușule, că ai venit la noi la podcast. O plăcere. Salutări, dragilor, și ne vedem în episodul următor.